Capitolul 17 Profitați de momentul istoric. Legea miopiei generaționale Generația căreia îi aparțineți vă definește mai mult decât vă puteți imagina. Generația dumneavoastră dorește să se diferențieze de cea anterioară și să dea un nou ton lumii. Pe parcurs, își formează anumite gusturi, valori și moduri de gândire pe care, ca individ, le interiorizați. Pe măsură ce îmbătrâniți, aceste valori și idei generaționale tind să vă facă impermeabil la celelalte puncte de vedere, limitându-vă. Sarcina este să înțelegeți cât mai profund această influență puternică asupra a ceea ce sunteți și a modului în care priviți lumea. Cunoscându-vă în profunzime natura generației și epoca în care trăiți, veți fi în stare să exploatați mai bine spiritul vremii. Veți fi cel care anticipează și stabilește tendințele mult dorite de generația dumneavoastră vă veți elibera mintea de constrângerile mentale pe care vi le stabilește generația din care faceți parte și veți căpăta mai multă individualitate decât vă imaginați că ați avea, toate acestea fiind însoțite de puterea pe care vă conferă această libertate. Valul care crește Pe 10 mai 1774, regele Ludovic al XV-lea al Franței, în vârstă de 64 de ani, a murit și, Chiar dacă țara a intrat în doliul cuvenit pentru suveranul ei, mulți francezi au trăit un sentiment de ușurare. Stăpânise Franța de peste 50 de ani. Lăsase în urmă o țară în plină glorie, principala putere a Europei, dar lucrurile erau în schimbare, clasa de mijloc în expansiune tângea după putere, țărănirea era agitată, iar oamenii, în general, doreau o direcție nouă. Astfel, poporul francez s-a îndreptat cu mare speranță și afecțiune către noul lor conducător, regele Ludovic al XVI-lea, nepotul regelui decedat, care n-avea decât 20 de ani la vremea respectivă. Împreună cu tânăra lui soție, Maria Antoaneta, reprezentau o nouă generație care, fără doar și poate, avea să revitalizeze țara și monarhia însăși. Dar tânărul rege nu împărtășea optimismul supușilor lui. De fapt, Uneori se afla pe punctul de a intra în panică. De când era băiețel, fusese îngrozit de posibilitatea de a deveni rege. În comparație cu afabilul său bunic, Ludovic era destul de timid în preajma oamenilor. Era un tânăr stângaci, mereu nesigur și temător să nu comită greșeli. Simțea că rolul august de rege al Franței îi depășea capacitățile. Acum, aflându-se pe tron, nu mai putea să-și mascheze nesiguranțele în fața celor de la curte și a poporului francez. Dar, pregătindu-se pentru un coronare, care urma să aibă loc în primăvara lui 1775, Ludovic a început să se simtă diferit. Hotărâse să studieze ritualul de încoronare pentru a fi pregătit și pentru a nu face nicio greșeală. Ce a învățat i-a oferit cu adevărat încrederea de care avea disperată nevoie. Legenda spune că un porumbel trimis de Sfântul Duh adusese ulei sfințit care era păstrat într-o biserică din orașul Reims, fiind folosit pentru a-i unge pe toți regii Franței începând din secolul al IX-lea. Odată miruit cu acest ulei, regele se înălța deodată deasupra simplilor muritori și era cuprins de o natură divină, devenind locotenentul Domnului pe pământ. Ritualul reprezenta uniunea noului rege cu biserica și cu poporul francez în trup și suflet, recele avea să înruchipeze de acum întreaga populație, destinele lor fiind întrepătrunse. Și, sanctificat de Dumnezeu, recele se putea baza pe îndrumarea și pe protecția sa. În anii 1770, mulți cetățeni francezi și fețe bisericești progresiste ajunseseră să considere acest ritual o relicvă a unui trecut superstițios. Dar Ludovic simțea cu totul altceva. Pentru el, Vechimea ritualului îi oferea o mângâiere. Încrederea în semnificația lui ar fi reprezentat mijlocul prin care își putea depăși fricile și îndoielile. Avea să fie susținut de un sentiment profund al misiunii sale, natura lui divină devenind realitate în urma miruirii. Ludovic a decis să reconstitui acest ritual sacru în forma lui mai apropiată de original. Avea să meargă chiar și mai departe la Palatul de la Versailles, a observat că multe dintre tablourile și statuile lui Ludovic al XIV-lea îl asociau cu zeități romane, o cale de a consolida simbolic imaginea monarhiei franceze ca străveche și de nezdruncinat. Noul rege a hotărât că se va înconjura cu o imagistică similară pentru partea publică a încoronării, copăleșindu-și supușii cu spectacolul și cu simbolurile pe care le alesese în coronarea lui Ludovic al XVI-lea a avut loc pe 11 iunie 1775, iar în mulțimea din fața catedralei din acea zi călduroasă se afla cel mai neașteptat turist, un tânăr în vârstă de 15 ani pe nume Georges Jacques Danton. Era elev într-un internat din orașul Troies. Familia lui provenea din țără nime, dar tatăl izbutise să devină avocat, ridicându-și familia în clasa de mijloc francez aflată în expansiune. Tatăl murise când Anton avea trei ani, iar mama îl crescuse cu speranța că fiul va călca pe urmele părintelui său, asigurându-și o carieră solidă. Danton arăta destul de bizar, dacă nu de-a dreptul hidos. Era neobișnuit de masiv pentru vârsta lui cu o țeastă enormă și o figură oarecum monstruoasă. Crescând la ferma familiei, fusese de două ori atacat de tauri, coarnele acestora spinte când i buza de sus și spărgându-i nasul. Unii oameni îl găseau un spăimântător, dar mulți erau fermecați de exuberanța lui tinerească și puteau să ignore chipul. Băiatul era pur și simplu neînfricat, mereu în căutarea aventurii, acest spirit îndrăzneț fiind celui care atrăgea pe oameni, îndeoseb pe colegii lui. La școala pe care o urma, preoții liberali care o conduceau hotărâseră să acorde un premiu elevului ce avea să scrie un eseu care să descrie cel mai frumos apropiată în coronare necesitatea și semnificația ei într-o epocă în care Franța încerca să se modernizeze. Danton nu era un tip intelectual. Prefera să nu în râul din apropiere și să facă o mulțime de alte activități fizice. Unul dintre subiectele care le entuziasmau era istoria, în special cea a Romei Antice. Personalitatea lui istorică preferată era marele avocat și orator roman Cicero. Se identifica cu Cicero, care provenea la rândul lui din clasa de mijloc. A memorat discursurile acestuia și a devenit pasionat de oratorie. Cu vocea lui tunătoare, era născut pentru această artă. Dar nu era foarte bun la scris. Dorea cu disperare să câștige premiul pentru eseu. L-ar fi ridicat instantaneu din rândurile colegilor. Înțelesese totuși Că singura cale prin care putea compensa abilitățile sale literare mai puțin deosebite era să fie martor ocular la încoronare și să ofere o descriere via acesteia. De asemenea, a simțit o afinitate stranie față de tânărul rege, nu erau atât de diferiți ca vârstă, amândoi fiind foarte masiv și, indiscutabil, considerați neplăcuți ca înfățișare. Ideea de a lipsi ne-motivat ca să ajungă la Reims, aflat la 130 de km depărtare era exact tipul de aventură care l-a trăsese din totdeauna. Le spusese prietenilor, vreau să văd cum se face un rege. Astfel, s-a furișat spre Reims în ziua de dinaintea încoronării și a ajuns la fix. A trecut prin mulțimea de francezi adunați în fața catedralei. Gărsile care afișau sulițe înalte îi țineau departe. Doar nobilimii era permis accesul în interior. Danton a înaintat cât de mult i-a stat în puteri, apoi l-a zărit pe rege, purtând cea mai spectaculoasă robă ceremonială încrustată cu diamante și cu aur, urcând pe trepte. Frumușica regină îl urma îmbrăcat într-o rochie splendidă, cu părul prins imposibil de sus, iar după ea veneau ceilalți membri ai anturajului. De la distanță, păreau cu toții personaje din alte vremuri, atât de diferiți de toți cei pe care îi văzuse vreodată a așteptat răbdător afară până la finalul ritualului, moment în care recele a reapărut, acum purtând o coroană. Pentru o clipă, când a trecut pe lângă el, a aruncat o privire mai îndeaproape la chipul lui Ludovic, fiind surprins să descopere că recele părea un om destul de obișnuit, în ciuda veșmintelor și a bijuteriilor. Apoi, a urcat în cea mai minuțios realizată trăsură imaginabilă, numită Sacre. Parcă era dintr-un basm fusese creată pentru un coronare și gândită să reprezinte carul lui Apollo, strălucind ca soarele și de dimensiuni enorme. În toate părțile era decorată cu statuete din aur ale zeilor romani. Pe ușa din dreptul lui Danton, acesta a putut să observe o pictură elaborată a lui Ludovic al XVI-lea în chipul unui împărat roman care stătea pe un nor, făcând un semn poporului francez de sub el. Cel mai bizar lucru dintre toate, trăsura însă și purta o uriașă coroană din bronz. Sacre servia drept simbol al monarhiei, orbitoare și mitică. Era cu adevărat o priveliște, dar dintr-un motiv anume părea ciudat de ne ei, prea mare, prea strălucitoare, iar când recele a intrat în trăsură, aceasta a părut să lânghită cu totul. Era magnifică sau era grotescă? Danton n-a putut să se hotărască. S-a întors la școală în aceeași zi, amețit din cauza tuturor acestor imagini stranii. Inspirat de evenimentele la care fusese martor, a scris cel mai bun eseu din viața lui și a câștigat premiul. În anii de după absolvirea școlii din Troies, Danton avea să-și facă mama mândră de el în 1780 s-a mutat la Paris pentru a fi grefier. În câțiva ani, a trecut examenul pentru admiterea în barou și a devenit avocat practicant. La tribunal, cu vocea lui tunătoare și abilitățile sale oratorice, a atras în mod natural atenția și s-a ridicat numai decât în rang. În timp, din discuțiile cu colegii și citind ziarele, a detectat ceva bizar petrecându-se în Franța, o nemulțumire crescândă față de rege, față de regina cea destrăbălată și față de arrogantele clase superioare, pe care marii gânditori ai epocii ridiculizau în cărțile și în piesele lor de teatru principala problemă era reprezentată de finanțele țării, Franța părea mereu pe punctul de a rămâne fără bani. La baza acestui lucru se găsea structura financiară profund învechită a națiunii. Cetățenii francezi erau supuși la tot felul de taxe împovărătoare care datau din vremuri feudale, dar clerul și nobilimea erau în mare măsură scutiți de orice poveri. Taxele plătite de clasele inferioare și mijlocii nu puteau aduce niciodată venituri suficiente, mai ales considerând cheltuielile excesive ale curții franceze, care nu făcuseră altceva decât să crească odată cu petrecerile rafinate ale reginei Maria Antoaneta și cu dragostea ei pentru podoabe. Pe măsură ce rezervele de bani s-au împuținat, iar prețul pâinii a continuat să crească, milioane de oameni confruntându-se cu foamete, în province și chiar în Paris, au început să izbucnească revolte. În mijlocul tensiunii, tânărul rege s-a dovedit prea indecis pentru a gestiona presiunea. În 1787, în timp ce situația financiară se înrăutățea, Danton a primit oportunitatea vieții, funcția de avocat în Consiliul Regal, cu o creștere salarială consistentă. Dorind să se căsătorească cu o tânără pe nume Gabriel, al cărui tată se opunea mariajului din cauza că Danton nu câștiga de ajuns de mulți bani, a acceptat poziția din Consiliu, în pofida temerilor că s-ar urca pe o navă care se scufundă. Două zile mai târziu s-a căsătorit cu Gabriel. Danton și-a făcut treaba așa cum se cuvine, dar s-a trezit absorbit tot mai adânc în dezordinea din Paris. S-a alăturat unui club pe nume Cordeliers. Membrii lui erau un amestec bizar de artiști, bem și de agitatori politici. Era amplasat în apropierea apartamentului său, așa că a început să petreacă o mare parte din zi în acel loc, curând participând acolo la dezbateri aprinse despre viitorul Franței. A simțit un suflu ciudat în atmosferă, o îndrăzneală care îi făcea pe oameni să spună din senin lucruri despre monarhie pe care nu le-ar fi rostit cu câțiva ani înainte. I s-a părut palpitant și irezistibil. A început să țină discursuri înfierbântate, concentrându-se asupra brutalității claselor superioare, savurând atenția pe care o primea. În 1788 i s-a oferit o poziție superioară în Consiliul Regal, dar a refuzat-o. I-a spus ministrului regal, care i-a prezentat oferta că monarhia era sortită pierii, nu se mai pune problema unor reforme neînsemnate, a zis el mai mult ca niciodată: suntem în pragul Revoluției. Nu vedeți cum vine avalanșa. În primăvara lui 1789. Ludovic a fost obligat să convoace o adunare națională pentru a se ocupa de falimentul iminent. Adunarea a fost cunoscută drept Stările Generale. Era o instituție menită să rezolve crize naționale, dar întotdeauna în ultimă instanță, precedenta având loc în 1614, după moartea regelui Henric al IV-lea. Ei strângea la oaltă pe reprezentanții a trei clase sociale franceze, nobilimea clerul și oamenii de rând plătitori de taxe. Deși majoritatea poporului francez s ar fi trebuit să fie reprezentată de membrii celei de-a treia stări, puterea adunării era profund înclinată în favoarea nobilimii și a clerului. Cu toate astea, poporul francez nu trea mari speranțe în privința stărilor generale, iar Ludovic fusese extrem de reticent în a convoca întrunirea. Cu doar o lună înainte adunării stărilor generale, Prețul pâinii dusese la izbucnirea unor revolte în Paris, iar trupele regale deschiseseră focul împotriva mulțumii, ucigând zeci de oameni. Danton fusese martor al vărsării de sânge și simțise că era un moment de cotitură în starea de spirit a oamenilor, în claselor inferioare, dar și a lui însuși. Le împărtășea disperarea și furia. Nu mai puteau fi dupălecați cu retorica obișnuită. A început să se adreseze mulțimii mânioase atrăgându-și adepți și făcându-și numele cunoscut. Unui amic care era surprins de această nouă direcție a vieții sale i-a răspuns că era ca și cum ar fi văzut un val puternic venind de-a lungul fluviului, ar fi sărit și s-ar fi lăsat purtat de el ori unde l-ar fi dus. În timp ce se pregătea pentru întrunirea stărilor generale, regele Ludovic de-abia își putea ține în sentimentele și furia. În anii după ce devenise suveran, miniștrii săi de finanțe îl avertizaseră în privința unei crize iminente dacă Franța nu-și reforma sistemul de taxe. Înțelesese acest lucru și încercase să inițieze reforme, dar nobilimea și clerul, temându-se unde ar putea să ducă toate astea, deveniseră atât de ostili unor astfel de idei încât regele fusese silit să dea înapoi. Acum, cu vistieria statului aproape goală, Nobilimia și a treia stare îl țineau o static, obligându-le să convoace stările generale și punându-le în postura de a cer și fonduri de la popor. Stările generale nu erau o componentă tradițională a guvernării franceze, erau o anomalie, o contestare a dreptului divin al regelui, un drum sigur către anarhie. Cine să știe ce era mai bine pentru Franța, supușii lui, cu milioanele lor de opinii diferite? Nobilimia, cu interesele ei înguste și foamea de putere. Nu, doar regele putea să conducă națiunea printr-o asemenea criză. Era nevoit să-și recapete controlul asupra celor revoltați. Regele a stabilit un plan: avea să impresioneze cu toată măreția monarhiei și cu necesitatea absolută a acesteia de a fi puterea supremă în Franța. Pentru asta, avea să țină stările generale la Versailles, o chestiune pe care sfetnicii săi l-au avertizat să nu o facă. Având în vedere apropierea orașului de Paris și de toți agitatorii de acolo, Ludovic a cugetat că majoritatea delegaților celei de-a treia stări proveneau din rândurile clasei de mijloc și erau relativ moderați. În mijlocul splendorii și al tuturor simbolurilor monarhiei franceze, membrii celei de-a treia stări n-aveau cum să nu se gândească la ce crease Ludovic al XIV-lea, cel care construise palatul și la cât de mult datorau monarhiei pentru transformarea Franței într-o mare putere. Avea să organizeze o ceremonie care să rivalizeze cu încoronarea sa și să le reamintească tuturor categoriilor sociale originea divină a regalității sale. Impresionându-i cu greutatea trecutului, regele ar fi fost apoi de acord cu anumite reforme ale sistemului de taxe, lucru pentru care, fără doar și poate, cea de-a treia stare ar fi fost recunoscătoare. În același timp, însă, ar fi lăsat clar să se înțeleagă că în nicio circunstanță monarhia sau primele două categorii sociale n-aveau să renunțe la vreuna dintre puterile sau privilegiile lor. În acest fel, guvernul va obține fondurile necesare prin impozitare, iar tradițiile pe care intenționa să le sprijine ar fi rămas neschimbate. Ceremoniile de deschidere s-au desfășurat după cum plănuise, dar, spre consternarea sa, Deputații celei de-a treia stări au părut mai degrabă de interesați de splendoarea palatului și de fastul de acolo. De-abia și-au arătat o urmă de respect în timpul ceremoniilor religioase. Nu i-au aplaudat cu prea multă căldură discursul de deschidere. Reforma taxelor pe care o propusese nu era suficientă din punctul lor de vedere. Și, pe măsură ce săpetămânile au trecut, membrii celei de-a treia stări au devenit tot mai pretențioși insistând ca toate cele trei categorii sociale să aibă o putere egală. Când regele a refuzat să le accepte cererile, au făcut ceva de neconceput, s-au declarat adevărații reprezentanții ai poporului francez, egalii regelui, numindu-și instituția adunarea națională. Au propus formarea unei monarhii constituționale, susținând că se bucură de sprijinul copăleșitor al națiunii. Dacă nu primeau ce-și doreau, Aveau să se asigure că guvernul va fi incapabil să adune taxele necesare. La un moment dat, tot mai furios din cauza acestor forme de șantaj, regele a ordonat celei de-a treia stări să părăsească locul întrunirii, iar aceștia au refuzat, nedând ascultare unui decret regal. Niciun rege francez nu mai fusese vreodată martor al unei asemenea nesupuneri din partea claselor inferioare confruntându-se cu o revoltă tot mai mare pe tot cu prinsul țării, Ludovic a presimțit urgența înăbușirii din fașa problemei. A decis să treacă cu vederea toate tentativele de conciliere și să recurgă în schimb la forță. A chemat armata să restabilească ordinea în Paris și în alte locuri. Pe 13 iulie însă, mesageri de la Paris i-au transmis niște vești destul de tulburătoare, parizienii, anticipând că avea să recurgă la soldați, se înarmau cu repeziciune, jefuind destacadele armatei. Trupele franceze care se deplasaseră să reprime rebeliunea nu erau de încredere, mulți soldați refuzând să deschidă focul împotriva compatrioților. În ziua următoare, un vast contingent de parizieni a mărșăluit spre Bastilia, închisoarea regală din Paris, un simbol al celor mai opresive practici ale monarhiei, și a preluat controlul asupra ei. Acum Parisul se afla în mâinile oamenilor, iar Ludovic nu mai putea face nimic. A urmărit cu groază cum adunarea națională, întrunită în continuare la Versailles, a votat rapid eliminarea privilegiilor de care se bucurau nobilimea și clerul. În numele cetățenilor, au votat să preia controlul asupra Bisericii Catolice și să scoată la licitație publică domeniile întinse pe care pedeținea. Au mers chiar mai departe proclamând că din acel moment toți cetățenii francezi erau egali. Monarhiei se va permite să existe, dar poporul și regele urmau să împartă puterea. În săptămânile următoare, pe măsură ce curtenii, șocați și îngroziți de aceste evenimente, au fugit de urgență din Versailles către regiuni mai sigure sau în alte țări, regele a simțit întregul impact a ceea ce se petrecuse în ultimele câteva luni. Se preumbla prin sălile palatului, practic singur. Tablourile și simbolurile auguste ale lui Ludovic al XIV-lea se holbau la el batjocoritor față de tot ce permisese să se întâmple sub domnia sa. Cumva, era nevoit să recapete controlul asupra țării, iar singura metodă prin care putea să o facă era să se bazeze și mai mult pe armată, găsind acele regiment care îi rămăseseră loiale. La mijlocul lui septembrie a rechemat regimentul Flandrei. Care cuprindea unii dintre cei mai buni soldați din țară, renumit pentru simpatiile sale regaliste, Claversail. În seara de 1 octombrie, garda personală a regelui a decis să găzduiască un banchet în onoarea regimentului Flandrei. Toți curtenii care rămăseseră la palat împreună cu regele și cu regina au participat la acel ospăț. Soldații s-au îmbătat. Și-au ovaționat regele și au jurat credință monarhiei au cântat balade în care bat poporul francez cu cele mai grosolane vorbe. Apucau grămezi de insigne și panglici tricolore care simbolizau revoluția și săreau cu cismele pe ele. Recele și regina, atât de deznădăjduiți în ultima vreme, au privit toate aceste manifestări cu o încântare nedisimulată. Erau amintire a anilor trecuți, când simpla priveliște a cuplului regal însăfla asemenea manifestări de afecțiune. Dar vestea celor petrecute la banchet s-a răspândit numai decât prin Paris, provocând indignare și panică. Parizieni din toate categoriile sociale bănuiau că recele plănuia un soi de contralovitură. Și-au imaginat nobilii întorcându-se sub comanda lui Ludovic și răzbunându-se pe poporul francez. În câteva zile, recele a aflat că mii de parizieni mărșăluiau spre Versailles. Erau în armații și târau după ei tunuri s-a gândit să fugă împreună cu familia, dar a uitat. Curând, a fost prea târziu, gloata ajungând la destinație. În dimineața de 6 octombrie, un grup de cetățeni au pătruns în palat, ucigându-i pe toți cei care le ieșeau în cale. Au cerut ca Ludovic și familia lui să fie escortați la Paris, astfel încât cetățenii francezi să poată sta cu ochii pe ei și să se asigure că sunt loiali noi orânduiri. Ludovic n-a avut de ales. Împreună cu terifiata sa familie s-au îngrămădit într-o singură trăsură. Făcându-și drum către Paris, înconjurat de mulțime, Ludovic a putut zări capetele gărzilor personale etalate în vârful sulițelor lungi. Cel a șocat într-o și mai mare măsură a fost priveliștea atâtor bărbați și femei înconjurând trăsura, înveșmântați în strențe, slăbiți peste măsură de foame lipindu-și chipurile de ferestre și rostind în jurături la adresa lui și a reginei în cel mai josnic limbaj. Nu putea să-și mai recunoască propriul supuș. Acești oameni nu erau poporul francez pe care îl cunoscuse. Trebuia să fie agitatori din exterior, aduși de inamici pentru a distruge monarhia. Cumva, lumea își pierduse mințile. La Paris, regele, Familia lui și puținii curteni care mai rămăseseră alături de ei au fost adăpostiți în Tuileries, o rezidență regală nelocuită de peste 100 de ani. La o săptămână după sosirea la Paris, regele a primit o vizită din partea unui bărbat neobișnuit, al cărui chip și comportament l-au înspăimântat. Era Georges Jacques Danton, acum unul dintre liderii Revoluției franceze. În numele poporului francez, venise să-i spună bun venit regelui la Paris i-a explicat că fusese membru al Consiliului Regal și l-a asigurat că oamenii erau recunoscători că se supusese voinței lor și că avea în continuare un rol important de jucat ca monarhaș dacă jura credință noii Constituții. Ludovic de-abia putea să-l asculte. Rămăsese încremenit din cauza capului enorm al bărbatului, a hainelor ciudate pe care le purta, nădraci negri din satin peste niște ciorapi albi de mătase și saboți cu cataramă, o combinație de stiluri pe care Ludovic nu mai întâlnise niciodată, și a manierelor sale, a modului grăbit în care vorbea, a lipsei de venerație și de respect față de prezența regelui. A făcut o plecăciune elegantă în fața suveranului, însă a refuzat să-i sărute mâna, o încălcare serioasă a protocolului. Să fie oare acesta un revoluționar, un om din popor? Ludovic nu mai întâlnise niciodată un asemenea individ, iar experiența i s-a părut fără îndoială, dezagreabilă. În timpul lunilor de vară ale anului 1789, Danton sprijinise în mare parte deciziile adunării naționale, dar rămăsese neîncrezător în privința aristocrației și dorea să se asigure că nobilii își pierduseră privilegiile pentru totdeauna. Nobilimea era cauza sărăciei țării, iar francezii nu trebuiau să uite niciodată acest lucru ajunsese unul dintre principalii instigatori împotriva claselor superioare și, ca atare, nu se mai bucura de încrederea liderilor mai moderați și mai burghezi ai Revoluției, care doreau ca lucrurile să se desfășoare mai lent. În ochii acestora, Danton era un soi de căpcău îngălăgios și slut și îl excluseseră din cercurile lor sociale și din orice poziție oficială din noul guvern în formare. Simțindu-se ostracizat și amintindu-și poate rădăcinile țărănești, Danton a ajuns să se identifice tot mai mult cu sansculotes, membri ai celor mai joase categorii sociale din Franța și cei care aveau cel mai revoluționar spirit. După ce știrea scandalosului comportament al regimentului Flandrei de pe 1 octombrie ajunsese la Paris, Danton fusese unul dintre agitatorii principalii pentru marșul la Versailles și, odată cu succesul lui, devenise liderul Cordeliers. În această calitate, făcuse o vizită la Tuileries, atât pentru a-și da seama de măsura în care regele sprijinea noua Constituție, cât și pentru a iura bun venit. N-a putut să nu-și amintească în coronarea la care participase cu peste 14 ani în urmă, cu toată pompa ei, căci, în pofida tuturor celor petrecute în ultimele câteva luni, regele părea pornit să recreeze protocolul și solemnitatea de la Versailles. Purta veșmintele regale, cu eșarfă și diverse medalii prinse pe veston insista asupra vechilor formalități și îi făcea pe servitori să poarte uniformele lor elaborate. Totul era extrem de superficial, derupt de ce se întâmpla în jur. Danton a fost politicos. Continua să simtă o simpatie bizară față de rege, dar, examinându-le, tot ce putea zări era o relicvă a trecutului. A pus la îndoială credința regelui față de noua orânduire a părăsit întrevederea mai sigur ca niciodată că monarhia franceză era perimată. În lunile următoare, regele a jurat loialitate noii Constituții, dar Danton bănuia că Ludovic joacă un rol dublu, continuând să comploteze pentru a aduce înapoi la putere monarhia și aristocrația. O coaliție de armate din celelalte țări ale Europei purta acum un război deschis împotriva Revoluției, hotărât să-l salveze pe rege și să reinstaureze vechea ordine iar Danton era sigur că regele comunica cu ei. Apoi, în 1791, a venit cea mai surprinzătoare veste dintre toate, regele și familia s fugiseră cumva din Paris cu o trăsură. Câteva zile mai târziu au fost prinși. Totul ar fi fost mai degrabă amuzant dacă n-ar fi fost foarte îngrijorător. Membrii familiei se îmbrăcaseră asemenea unor burghezi care aflați în vacanță, dar călătoriseră într-o trăsură splendidă care nu se potrivea cu hainele pe care le purtau, acest lucru atrăgând atenția asupra lor. Fuseseră recunoscuți, capturați și aduși înapoi în capitală. Danton a simțit că venise momentul lui. Revoluționarii liberali și moderați încercau să pretindă că recele era nevinovat, că fusese păcălit să fugă sau chiar că fusese răpit. Se temeau de ce se va petrece cu Franța dacă monarhia era abolită, și de modul în care armatele străine, acum în interiorul granițelor țării, ar reacționa dacă s-ar întâmpla ceva cu regele. Pentru Danton, însă, acest lucru era absurd. Nu făceau altceva decât să amâne inevitabilul. Monarhia își pierduse importanța și sensul, regele se dăduse de gol ca trădător și nu trebuia să le fie teamă să afirme acest lucru. Era timpul a proclamat el, ca Franța să se declare republică și să se descotorosească de monarhie odată pentru totdeauna. Apelul lui pentru o republică a început să aibă ecou, îndeosebi în rândurile sanculoților. Ca semn al influenței sale crescute, Danton a fost ales în prima lui poziție oficială, procuror adjunct pentru comuna care se ocupa de Paris, pe care a început să o completeze cu simpatizanții săi, pregătindu-se pentru un eveniment de proporții. În vara următoare, un contingent consistent de sanculoți din Marsilia se afla în Paris pentru a sărbători a treia aniversare a Revoluției. Bărbații din Marsilia, entuziaști de apelurile lui Danton de a constitui o republică, s-au pus sub comanda lui și, în lunile iunie și iulie, au mărșăluit prin Paris cântând imnuri revoluționare și făcându-i cunoscută solicitarea pentru formarea unei republici. În fiecare zi, tot mai mulți oameni se alăturau celor din Marsilia. Plănuindu-și pe ascuns lovitura, Danton a preluat controlul comunei. Membrii ei au votat ridicarea blocadei de pe diverse poduri ale Parisului care duceau la Tuileries, aflat pe malul stân al Senei, punând efectiv capăt oricărei protecții pentru familia regală, căci cloatele puteau mărșălui acum direct către palat. În dimineața de 10 august, clopotele de alarmă au bătut pe tot cuprinsul orașului și, însoțit de o bătaie ritmică a tobelor, un efectiv enorm de parizieni au mărșăluit peste câteva poduri pentru a invada Tuileries. Majoritatea gărzilor care apărau palatul s-au împrăștiat și, în scurtă vreme, familia regală a fost nevoită să fugă pentru a scăpa cu viață, refugindu-se într-o sală alăturată în care se întrunea adunarea națională. Mulțimea i-a masacrat rapid pe soldații rămași care păzeau palatul și a preluat controlul asupra lui. Gambitul lui Danton funcționase, oamenii își spuseseră cuvântul, iar adunarea națională a votat pentru a pune capăt monarhiei, lăsându-i pe rege și familia sa fără nicio putere și fără protecția de care s-au bucurat. Dintr-o lovitură, Danton pusese capăt celei mai longe vive și mai puternice monarhii din Europa. Recele și familia sa au fost transferați în Templu, o abație medievală care avea să le servească drept temniță privată până când noul guvern le va decide soarta. Danton a fost numit ministru al justiției, fiind liderul de facto al Noii Republici Franceze. La Templu, Ludovic s-a trezit separat de familia sa, așteptându-și judecata din decembrie pentru trădare. De acum avea să fie cunoscut drept Ludovic Capet un om de rând fără niciun privilegiu. În cea mai mare parte singur, a avut timp să reflecteze la traumele din ultimii trei ani și jumătate. Dacă poporul francez și-ar fi păstrat încrederea în el, ar fi găsit o cale să le rezolve toate problemele. Era în continuare convins că demagogi fără Dumnezeu și agitatori de peste hotare spulberaseră dragostea faierească pe care oamenii o simțeau pentru el revoluționarii descoperiseră recent documente pe care Ludovic le ascunsese într-un safe de la Tuileries, iar printre ele se găseau scrisori care dezvăluiau cât de adâncă fusese conspirația lui cu puterile străine pentru a răsturna revoluția. Era sigur de acum că va fi condamnat la moarte și s-a pregătit pentru asta. Pentru procesul desfășurat în fața adunării, Ludovic Capet a purtat o haină simplă, care i-ar fi putut aparține oricărui om din clasa mijlocie între timp îi crescuse barba. Arăta abătut și istovit, nu se deloc cu o față regală. Oricâtă compasiune ar fi avut jurații pentru el, a dispărut într-o clipă după ce procurorii au citit nenumărate acuzații împotriva lui, inclusiv modul în care complotase pentru a înfrânge revoluția. O lună mai târziu, simplul cetățean Capet a fost condamnat la moarte prin ghilotinare, Danton însuși acordând unul dintre voturile hotărătoare. Ludovic era hotărât să afișeze curaj. În dimineața de 21 ianuarie, o zi geroasă, cuvânt, a fost transportat în place de la Revoluțion, unde o mulțime se adunase pentru a asista la execuție. A urmărit în mărmuriți și uluiți cum fostul lor rege a fost legat la mâini, tunzându-i se părul ca un infractor oarecare. A urcat scările ghilotinei și, înainte să îngenunheze pe eșafot, a strigat, oameni buni, mor nevinovat. Îi iert pe cei care m-au osândit. Mă rog domnului ca sângele meu să nu se reverse iarăși asupra Franței. Când lama a căzut, a scos un țipăt terifiant. Călăul a ridicat capul regelui ca toți să-l poată vedea. După câteva strigăte de vive la Nation, o tăcere mormântală s-a lăsat asupra mulțimii. Câteva minute mai târziu s-au năpustit către eșafot pentru a-și înmuia mâinile în sângele lui Ludovic și pentru a cumpăra șuvițe din părul acestuia. Ca lider al Revoluției franceze, Danton se confrunta acum cu două forțe destul de intimidante, armatele invadatoare care continuau să înainteze către Paris și agitația cetățenilor francezi. Mulți dintre ei cerând zgomotos răzbunare împotriva aristocrației și împotriva tuturor contrarevoluționarilor. În întâmpinarea armatelor dinamice. Danton a dezlănțuit armata de milioane de cetățeni pe care o crease, iar în primele câteva luni de conflict aceste noi forțe franceze au întors soarta războiului. Din dorința de a canaliza apetitul oamenilor pentru răzbunare, a înființat un tribunal revoluționar care să-i judece pe cei bănuiți care încerca să restaureze monarhia. Tribunalul a inițiat ceea ce avea să fie cunoscut drept teroarea, trimițând mii de suspecți la ghilotină, adesea în urma celor mai nefondate acuzații. La scurtă vreme după execuția regelui, Danton a călătorit în Belgia pentru a da o mână de ajutor la supravegherea efortului de război pe acel front. Acolo a primit vestea că iubita lui soție, Gabriel, murise în timpul unei nașteri premature. S-a simțit îngrozitor de vinovat că nu fusese alături de ea în acel moment, iar gândul că n-a avut ocazia să-și a rămas bun și că nu-i va mai vedea chipul niciodată a fost insuportabil fără să se gândească la consecințe, a renunțat la misiunea din Belgia și s-a întors în grabă în Franța. Până a ajuns, soția s-a murise de o săptămână și fusese înmormântată în cimitirul public. Copăleșit de durere și de dorința de a o mai vedea o singură dată, a fugit la cimitir, împreună cu un amic și cu niște lopeți. Într-o noapte ploioasă, fără lună, au izbutit să găsească mormântul. A săpat și a tot săpat, ajutat de prietenul lui, a scos coșciugul din pământ și, cu mult efort, a desfăcut capacul. I s-a tăiat respirația privindu-i chipul golit de sânge. A scos-o din sicriu, strângând-o la piept, cerându-i iertare. A sărutat-o de nenumărate ori pe buzele reci. Și, după câteva ore, a acoperit-o din nou cu țărână. În lunile următoare, ceva a părut să se fi schimbat la Danton să fi fost pierderea soției sau vinovăția pe care o simțea că dezlănțuise teroarea în Franța? Urmase valul revoluției până pe culmile puterii, dar acum dorea să se îndrept într-o direcție diferită. S-a implicat mai puțin în afacerile de stat și n-a mai fost un partizan al terorii. Maximilien Robespierre, principalul lui rival pentru putere, a observat schimbarea și a început să răspândească zvonul că Danton își pierduse fervoarea revoluționară și nu mai era de încredere. Campania lui Robespierre a avut efect când a venit momentul alegerii membrilor în cel mai înalt organism de conducere, Comitetul Siguranței Publice. Danton n-a primit suficiente voturi, iar Robespierre l-a împânzit cu simpatizanți de-ai săi. Danton acționa de acum fățiși pentru a pune capăt terorii, prin discursuri și pamflete, dar asta nu a făcut decât să-l avantajeze perivalul său. Pe 30 martie 1794 Danton a fost arestat pentru trădare și târât în fața tribunalului revoluționar. Era ironic ca tribunalul pe care îl înființase să-i aibă acum soarta în mâini. Acuzațiile împotriva lui se bazau pe niște simple insinuări, dar Robespierre s-a asigurat că va fi găsit vinovat și condamnat la moarte. Auzindu-și sentința, a strigat la judecători: numele meu este gravat în fiecare instituție a Revoluției: armată, comitete, tribunal. M-am condamnat singur. În aceeași după-amiază, împreună cu alți condamnați, a fost aruncat într-o căruță și dus în place de la Revoluțion. Pe drum, Danton a trecut pe lângă reședința în care locuia Robespierre. Turmezi, tu i-a strigat Danton cu vocea lui tunătoare, arătând cu degetul spre apartamentul lui Robespierre. O să vii după mine. Danton a fost ultimul executat în ziua cu pricina. O mulțime mersese după căruță, amuțind în vreme ce Danton era condus pe scări. N-a putut să nu se gândească la Ludovic, pe care, fără tragere de inimă, îl trimisese la ghilotină și la nenumărații foști amici care își pierduseră viața în vremea terorii. A fost nevoie de câteva luni, dar se săturase de toată vărsarea de sânge și își dădea seama că mulțimea din fața lui trăia aceleași sentimente. Punându-și gâtul pe butuc, a strigat către călău, să faci bine să le arăți capul oamenilor. Merită să vadă. După execuția lui Danton, Robespierre a dezlănțuit ceea ce a fost cunoscut drept Marea Teroare. În timpul a patru luni tumultuoase, tribunalul a trimis la ghilotina aproape 20 000 de francezi, bărbați și femei. Dar Danton anticipase că starea de spirit era în schimbare, publicul francez se săturase de execuții și s-a întors împotriva lui Robespierre cu o iuțeală remarcabilă. Spre finele lui Iulie, într-o întrunire aprinsă a adunării, membrii acestei au votat arestarea lui Robespierre. A încercat să se apere, dar vorbele erau șovăitoare. Un membru a strigat, sângele lui Danton e cel care te sugrmă. În luna următoare, fără proces, Robespierre a fost ghilotinat, iar câteva zile mai târziu, adunarea a abolit Tribunalul Revoluționar. În perioada execuției lui Robespierre, noi lideri ai Revoluției au căutat metode de a face rost de banii necesari pentru urgențele cu care se confrunta Franța, iar cineva a menționat recentare descoperire a magnificei trăsuri de încoronare a lui Ludovic, sacre. Poate că ar fi putut să o vândă. Câțiva au mers să o examineze, dar au fost înfricoșați de hidoșenia ei absolută. Un deputat a descris-o ca un asamblaj monstruos construit din aurul poporului și dintr-un prea plin de lingușeală. Au căzut toți de acord că nimeni n-ar cumpăra un obiect întărit atât de grotesc. Au recuperat aurul de petrăsură și l-au topit, trimițându-le la vistierie. Au expediat bronzul recuperat către turnătorile Republicii pentru a ajuta la fabricarea unor tunuri extrem de necesare. Iar picturile de pe uși. Cu toate simbolurile lor mitologice, le-au găsit prea bizare pentru gusturile cuiva și le-au aruncat numai decât în foc. Interpretare Să aruncăm o scurtă privire asupra lumii pre-revoluționare din Franța prin ochii regelui Ludovic al XVI-lea. Multe dintre lucrurile pe care le vedea păreau să aparțin aceleiași realități cu care se confruntaseră monarhii anteriori. Regele era considerat în continuare suveranul absolut al Franței. Însărcinat de divinitate, să conducă națiunea. Categoriile și stările sociale din Franța rămâneau destul de stabile, deosebirile dintre nobilime, cler și restul poporului francez continuau să fie în mare parte respectate. Oamenii de rând se bucurau de relativa prosperitate pe care Ludovic o moștenise de la bunicul lui. Da, existau probleme financiare dar marele Ludovic al XIV-lea însuși se confruntase cu asemenea crize și le depășise. Versailles rămăsese bijuteria strălucitoare a Europei, centrul lumii civilizate. Iubita regina lui Ludovic, Maria Antoaneta, găzduia cele mai spectaculoase petreceri, care erau invidiate de toți aristocrații europeni. Ludovic nu se dădea în vânt după asemenea distracții dar avea partidele lui de vânătoare și celelalte pasiuni trecătoare care îl obsedau. Viața la palat era destul de agreabilă și relativ liniștită. Cel mai important lucru pentru Ludovic, gloria și măreția Franței, înruchipată în ceremoniile și simbolurile vizuale, continuau să aibă aceeași greutate. Cine nu era impresionat de splendoarea Palatului Versailles sau de ritualurile bisericii catolice? Era conducătorul unei națiuni mărețe, și nu exista niciun motiv să creadă că monarhia nu va continua la fel de multe viacuri pe câte durase. În profunzime însă, existau anumite semne îngrijorătoare de nemulțumire. Încă din timpul domniei lui Ludovic al XV-lea, scriitori precum Voltaire și Diderot începuseră să ridiculizeze Biserica și monarhia pentru toate credințele lor retrograde și superstițioase. Aceștia reflectau un nou spirit științific care se răspândea în întreaga Europă și care era greu de reconciliat cu multe dintre practicile bisericii și nobilimii. Ideile lor au devenit cunoscute drept iluminism și au început să capete influență în rândurile clasei mijlocii în expansiune, care se simțise exclusă de la putere și nu era deloc cufundată în întregul simbolism al monarhiei. Sub aparența senină a nobilimii apăruseră destul de multe fisuri mulți aristocrați ajunseseră să detest puterea absolută a regelui, pe care îl considerau slab și nedem de respectul lor. Erau însetați să capete mai multă putere ei înși. Societățile secrete se înmulțeau pretutindeni, promovând o modalitate complet inedită de socializare, departe de atmosfera sufocantă de la curte. Printre ele, cel mai înalt rang era ocupat de franmasoni și de loiele lor, cu ritualurile lor secrete. Danton însuși era membru. Loiele franmasonilor erau focare de nemulțumire față de monarhie, membrii acestora fiind extrem de solidari cu ideile iluminismului. Tângeau după o nouă rânduire în Franța. În Paris, teatrul a devenit dintr-o dată cel mai popular loc unde trebuia să fi văzut, mult mai la modă decât biserica. Iar piesele de teatru care erau puse în scenă batjocoreau monarhia în cea mai nerușinată manieră toate acele simboluri și ceremonii maiestuoase ale monarhiei care rămăseseră relativ neschimbate începuseră să pară superficiale, niște măști care nu ascundeau nimic în spatele lor. Când se implicau în ritualuri minuțioase alături de rege, curtenii nu mai pricepeau cu adevărat ce fac sau din ce motiv. Tablouri, statui și fântâni împodobite cu personaje mitologice erau la fel de frumoase, dar erau văzute doar ca simple opere de artă superficiale, nici de cum ca indicii ale legăturii profunde cu trecutul glorios al Franței. Toate aceste semne erau discrete și disparate. Era dificil să le unești într-o tendință, ca să nu mai vorbim despre o revoluție. Puteau să treacă drept noutăți, amuzamente inedite ale unei națiuni plictisite, fără nicio semnificație subiacentă. Dar apoi s-a produs criza care s-a agravat spre finele anilor 1780 din o odată, aceste exemple separate ale dezamăgirii au început să se combine într-o forță incontestabilă. Prețul pâinii crescuse, asemenea costului traiului zilnic, pentru toți supușii francezi. Pe măsură ce nemulțumirea s-a răspândit, nobilimea și burgheze au simțit slăbiciunea regelui și au cerut mai multă putere. Acum regele nu mai putea să ignore ce se petrecea iar în timpul stărilor generale lipsa de respect și dezamăgire au fost cât se poate de vizibile în comportamentul celei de-a treia stări. Ludovic însă n-a putut vedea aceste evenimente decât prin filtrul monarhiei divine pe care o moștenise și de care se agăța cu atâta disperare. Acești supuși francezi cărora le lipsea respectul și care nu-i acceptau domnia absolută trebuiau să fie niște indivizi fără Dumnezeu și doar o minoritate gălăgioasă. Ai se nesocoti cuvântul echivala cu un sacrilegiu. Dacă astfel de oameni nu puteau fi convinși de simbolurile trecutului glorios, era nevoit să recurgă la forță pentru a face istoria și tradițiile să triumfe. Dar, odată ce un lucru și-a pierdut farmecul și nu mai încântă pe nimeni, nicio forță din lume nu îl poate readuce la viață. În octombrie 1789. Pe când călătorea în acea trăsură care avea să-l poarte pentru totdeauna departe de Versailles și de trecut, tot ce a putut vedea erau niște oameni care nu erau supuși, ci niște străini. A fost nevoit să-l includă pe Danton într-un asemenea grup. La execuție s-a adresat mulțimii ca și cum ar fi fost în continuare rege, iertându-le păcatele. Poporul, în schimb, n-a zărit decât un om lipsit de gloria anterioară cu nimic mai presus decât el când Georges Jacques Danton a privit aceeași lume, a văzut ceva diferit. Spre deosebire de suveran, nu era deloc timid sau nesigur. Nu simțiau nevoie la un trică să recurgă la un trecut care să-l susțină. Fusese educat de preoți liberali care îi însăflaseră idei luministe. Iar la vârsta de 15 ani, la încoronare, a surprins o străfulgerare fugară a viitorului, intuind pentru o clipă cât de superficiale deveniseră monarhia și simbolurile ei, și că recele nu era decât un om oarecare. În anii 1780 a început să vadă semne disparate ale schimbării, lipsa de respect tot mai mare în rândul celor din Consiliul Regal și al avocaților, în cluburi sociale și în viața de zi cu zi, unde putea fi detectat un spirit nou. Observa suferința claselor inferioare și empatiza cu sentimentul lor de excludere iar acest nou spirit nu era doar politic, ci și cultural. Tinerii din generația lui Danton se săturaseră de formele fără conținut din cultura franceză. Tângeau după ceva mai neîngrădit și mai spontan. Doreau să-și exprime emoțiile deschis și natural. Voiau să scape de toate ținutele și coafurile elaborate și să poarte haine mai comode, mai puțin ostentative. Doreau să poată socializa liber. Voiau ca toate categoriile sociale să existe, așa cum se întâmpla în cluburile din Paris. Putem numi această mișcare culturală prima explozie reală a romantismului, prețuind emoțiile și senzațiile în detrimentul intelectului și formalităților. Danton era un exemplu al acestui spirit romantic, pe care în aceeași măsură îl și înțelegea era un bărbat care n-avea niciodată gânduri ascunse, ale cărui discursuri păreau manifestări spontane ale ideilor și emoțiilor. Deșamarea soției sale a fost un gest demn de literatura romantică, o expresie a unei emoții inimaginabile cu zece ani în urmă. Această latură a lui Danton l-a făcut atât de plăcut și de convingător în ochii publicului. Într-o manieră care l-a făcut unic, Danton a reușit primul să înțeleagă semnificația din spatele tuturor acestor semne și să întrevadă revolta. Înotător înfocat, a comparat totul cu valul unui râu. În viața omului nimic nu este static. Dincolo de suprafață există întotdeauna o nemulțumire, o dorință de schimbare. Uneori, aceste lucruri sunt mai degrabă subtile, iar rul pare oarecum calm, deși continuu curgător. Alteori, e ca un curent, un val în creștere pe care nimeni, nici măcar un rege cu putere absolută, nu-l poate controla. Unde-i purta acest val pe francezi? Asta era întrebarea esențială. Curând, pentru Danton a devenit limpede că lucrurile se îndreptau către formarea unei republici. Monarhia era acum doar o fațadă. Demonstrația ei de măreție nu mai însăflețea masele. Acum vedeau că toate acțiunile regelui aveau legătură cu menținerea puterii, priviau aristocrația ca o adunătură de tâlhari care nu făceau mare lucru și cheltuiau avuția Franței. Cu atât de multă dezamăgire, nu mai existau cale de întoarcere, nici compromis, nici monarhie constituțională. Ca parte din perspicacitatea și sensibilitatea sa neobișnuită față de spiritul epocii. Danton a înțeles înaintea altor lideri revoluționari că teroarea pe care o se era o greșeală și că venise vremea să-i pună capăt. În acest caz, i-a lipsit empatia pentru vremurile pe care le trăia, urmându-și intuiția cu cel puțin câteva luni înaintea poporului, oferindu-le inamicilor săi o oportunitate să scape de el. Concluzie l-ați putea considera pe regele Ludovic al XVI-lea un exemplu extrem al unei persoane în dezacord cu spiritul epocii sale, care nu este deosebit de relevant pentru propria viață, dar, în realitate, sunteți mult mai apropiat de el decât credeți. Asemenea lui, probabil că priviți prezentul prin lentilele trecutului. Când priviți lumea, vi se pare asemănătoare cu cea de acum o zi, o săptămână, o lună sau chiar un an. Oamenii acționează mai mult sau mai puțin la fel. Instituțiile care dețin puterea rămân neschimbate. Modul de gândire al oamenilor nu a evoluat cu adevărat. Convențiile care stabilesc comportamentul în domeniul dumneavoastră sunt respectate în continuare cu religiozitate. Da, poate că există anumite stiluri sau tendințe noi în cultură, dar nu reprezintă semne ori factori esențiali ai unor schimbări profunde. Adormiți de aceste aparențe. Vi se pare că viața merge mai departe, așa cum a făcut-o din totdeauna. Dincolo de suprafață, însă, valul e în mișcare, nimic din cultura umană nu e static. Cei mai tineri nu mai au același respect pentru anumite valori sau instituții ca dumneavoastră. Dinamica puterii, în rândul categoriilor sociale, al regiunilor, al industriilor, se găsește într-o stare de continuă schimbare. Oamenii încep să socializeze și să interacționeze în modalități inedite. Se formează simboluri și mituri noi, iar cele vechi își pierd strălucirea. Toate aceste lucruri pot părea lipsite de legătură până când are loc o criză sau un conflict, iar oamenii trebuie să se confrunte cu ce era aparent invizibil, sub forma unei revoluții sau a nevoii de schimbare. Când se petrece asta, unii se vor simți, asemenea Regelui. Profund stingeri, și se vor agăța cu și mai multă fervoare de trecut. Se vor strânge la oaltă pentru a încerca să oprească înaintarea valului, cu o sarcină inutilă. Liderii se vor simți amenințați și se vor agăța și mai strâns de ideile lor convenționale. Alții se vor lăsa purtați de val, fără să înțeleagă cu adevărat unde se îndreaptă sau de ce lucrurile se schimbă. Aveți nevoie de puterea pe care Danton o poseda pentru a găsi un sens în toate acestea și pentru a acționa în consecință. Iar această putere ține de viziune, de analizarea evenimentelor dintr-un unghi diferit, printr-un cadru proaspăt. Ignorați interpretările stereotipe pe care ceilalți, în mod inevitabil, le vor declama când se confruntă cu schimbări. Renunțați la deprinderile mentale și la obiceiurile trecute de a privi lucrurile care vă pot negura viziunea puneți capăt tendinței de a face morală, de a judeca ce se petrece. Vedeți, pur și simplu, lucrurile așa cum sunt. Căutați tendințele ascunse de nemulțumire și de dezacord cu status quo care se află întotdeauna dincolo de suprafață. Observați similitudinile și conexiunile dintre toate aceste semne. Treptat, tendința, valul însuși, devine clară și va dezvălui un traseu, o direcție ascunsă pentru foarte mulți oameni. Nu considerați acest lucru un exercițiu intelectual. De multe ori, intelectualii sunt ultimii care disting cu adevărat spiritul epocii, deoarece sunt foarte ancorați în teorii și în cadre convenționale. Înainte de toate, trebuie să simțiți schimbarea în spiritul colectiv, să percepeți modul în care oamenii se despart de trecut. Apoi, puteți începe să analizați ce se află în spatele spiritului. De ce sunt oamenii nesatisfăcuți și după ce tânjesc cu adevărat? De ce gravitează înspre aceste noi stiluri? Uitați-vă la idolii din trecut care nu mai fascinează pe nimeni, care par ridicoli, care sunt supuși bat jocurii, mai ales în rândul tinerilor. Sunt asemenea trăsurii lui Ludovic. Când veți observa de ajuns de multe dezamăgiri de acest tip, puteți fi sigur că e pe cale să izbucnească ceva puternic. După ce căpătați o percepție adecvată a ce se petrece cu adevărat, trebuie să fiți îndrăzneți în răspunsul dumneavoastră, dând glas lucrurilor pe care ceilalți oameni le simt, dar nu le înțeleg. Fiți atenți să nu mergeți prea departe și să fiți înțeles greșit. Fiind mereu vigilent, întotdeauna renunțând la interpretări anterioare, puteți profita de oportunitățile momentului pe care ceilalți nici măcar nu le pot observa. Gândiți-vă la dumneavoastră ca la un inamic al status quo-ului, ai cărui susținători trebuie să vă privească la rândul lor ca pe un pericol. Considerați această sarcină absolut necesară pentru revitalizarea spiritului uman și a culturii în ansamblul ei și deveniți un maestru în această privință. Epoca noastră este un timp al nașterii și al trecerii la o nouă perioadă spiritul omului s-a rupt de vechea ordine a existenței și de vechile forme de gândire, iar mintea e pe punctul de a le cu funda cu totul în profunzimile trecutului, pregătită de propria transformare. Frivolitatea și plictisul care tulbură ordinea stabilită, presimțirea neclară a ceva necunoscut, aceștia sunt vestitorii schimbării ce se apropie, G. V. F. Hegel. Secretele naturii umane În cultura umană putem observa un fenomen, Transformările modei și ale stilurilor, care la prima vedere poate părea neînsemnat, dar care în realitate este destul de profund, dezvăluind o parte ascunsă și fascinantă a naturii umane. Să luăm în considerare stilurile vestimentare. În magazine sau în parade de modă putem observa anumite tendințe și schimbări care au apărut cu câteva luni mai devreme, dar de obicei sunt foarte subtile. Dacă ne întoarcem cu 10 ani mai devreme și facem o comparație cu prezentul, diferențele de stil sunt evidente. Dacă privim cu 20 de ani în urmă, sunt și mai clare. Îndepărtându-ne astfel în timp, putem observa chiar un stil de acum două decenii, care în acest moment, probabil, pare ușor caraghios și demodat. Aceste schimbări ale modei, foarte ușor de detectat după câteva decenii. Pot fi identificate cu crearea ceva mai lejer și mai romantic decât ce era anterior, mai fățiși sexual și mai conștient de trupul omenesc, mai clasic și mai elegant sau mai extravagant și cu mai multe detalii. Putem numi alte schimbări ale stilului, dar până la urmă e vorba de un număr limitat, par să fie ciclice sau sub forma unor tipare care se remarcă în decursul câtorva decade sau secole. De exemplu, Interesul față de ținutele mai puțin elaborate și mai clasice va reveni periodic, nu neapărat la aceleași intervale, dar regulat. Acest fenomen ridică niște întrebări interesante. Au aceste schimbări legătură cu ceva mai mult decât cu simpla dorință de lucruri noi și diferite. Reflectă schimbări mai profunde în psihologia și în stările de spirit ale oamenilor. Și cum au loc acestea? încât după ce trecem de ajuns de mult timp să le putem detecta. Apar în urma unei dinamici descendente în care anumiți indivizi și creatorii de tendințe inițiază o schimbare, care ulterior este preluată treptat de mase și răspândită viral. Sau creatorii de tendințe reacționează la semnele schimbării din interiorul unei societăți în ansamblul ei, din acea forță socială descrisă în capitolul 14, conferindu-i o dinamică ascendentă? putem pune aceste întrebări și în privința stilurilor muzicale sau a oricărei forme culturale. De asemenea însă, în privința schimbărilor de mentalitate și teoretice, în maniera în care sunt construite argumentele din cărți. Acum 50 de ani, multe discuții își aveau rădăcinile în psihanaliză și sociologie, scriitorii considerând adesea mediul drept influența primordială asupra comportamentului uman. Stilul era lejer, literar, dându se multor speculații. Acum, discuțiile tind să graviteze în jurul geneticii și al creierului uman, totul trebuie să fie susținut de studii și de statistici. Simpla apariție a numerelor pe o pagină poate conferi credibilitate unui argument. Speculațiile sunt dezaprobate. Raționamentele sunt mai scurte, gândite să comunice informații. Dar această schimbare a stilului de teoretizare nu este deloc nouă. Putem remarca un schimb similar, de la literar și speculativ la sobru și bazat pe date statistice, încă de la începutul secolului al XVIII-lea. Fascinante în aceste schimbări sunt gama limitată a acestora, recurența lor și viteza sporită cu care observăm acum transformările respective, ca și cum am fi martori la accelerarea agitației și a energiei nervoase a oamenilor. Iar dacă analizăm acest fenomen aproape putem observa clar că aceste schimbări aparent superficiale reflectă de fapt modificări profunde ale spiritului și valorilor oamenilor, ivindu-se ascendent. Ceva simplu precum dorința de a purta haine mai comode, cum s-a întâmplat în anii 1780, reflectă o schimbare psihologică de ansamblu. Pe acest tărâm, nimic nu este inocent. Interesul față de culori mai aprinse sau pentru un sunet mai grav în muzică transmite și alte lucruri despre ce se petrece în mintea colectivă a unei epoci. Examinând acest fenomen, putem face și următoarea descoperire: ce determină aceste schimbări este succesiunea continuă a noilor generații, care încearcă să creeze ceva mai relevant pentru felul în care experimentează lumea. Ceva care să le oglindească mai bine valorile și spiritul, și care se îndreaptă într-o direcție diferită de cea a generației anterioare. În general, putem spune că o generație se întinde pe o perioadă de 22 de ani, cei născuți la începutul și la finele unui asemenea interval identificându-se de obicei mai mult cu generația anterioară sau cu cea următoare. Iar acest tipar al schimbării de la o generație la alta face la rândul său parte din unul mai amplu al istoriei. Datând de mii de ani, în care anumite reacții și transformări ale valorilor se repetă cu destulă regularitate, totul sugerând aspecte ale naturii umane ce ne transcende ca indivizi, ceva care ne programează să reluăm aceste tipare dintr-un motiv sau altul. Mulți dintre noi intuiesc adevărul despre generații, faptul că tind să aibă un anumit tip de personalitate, și că generația mai tânără inițiază foarte multe schimbări. Ceilalți neagă fenomenul deoarece le place să-și imagineze că ei, ca indivizi, influențează ce cred sau gândesc orică alte aspecte precum categoria socială, genul sau rasa au un rol mai important. Fără îndoială, studiul generațiilor poate fi imprecis. Este un subiect delicat și înșelător. Există și alți factori de luat în calcul. Dar, examinând în profunzime fenomenul, Reiese că, în realitate, generațiile exercită o influență mai mare decât ne imaginăm și reprezintă, în multe privințe, cel mai important generator al multor evenimente care au loc în istorie. Înțelegerea acestui fenomen generațional poate să ofere alte câteva beneficii. Putem observa ce forțe au modelat mentalitatea părinților noștri și, ulterior, mentalitatea noastră, când am încercat să producem o schimbare. Putem pricepe mai bine schimbările inerente ce se petrec în toate domeniile societății, începând să presupunem încotro se îndreaptă lumea, să anticipăm tendințe viitoare și să înțelegem rolul pe care îl avem în modelarea evenimentelor. Acest lucru nu numai că ne poate conferi o uriașă putere socială, ci poate avea și un efect terapeutic, calmant asupra noastră, permițându-ne să observăm evenimentele de pe planetă cu detașare și stăpânire de sine aflându-ne deasupra schimbărilor haotice ale momentului. Vom numi aceste informații conștiință generațională. Pentru a o atinge, trebuie mai întâi să înțelegem adevăratul efect profund pe care generația noastră îl exercită asupra modului în care privim lumea, iar, în al doilea rând, trebuie să pricepem tiparele generaționale mai ample care modelează istoria și să recunoaștem unde se încadrează epoca noastră la nivel global. Fenomenul generațional În primii noștri ani de viață suntem niște bureți, absorbind în profunzime energia, stilul și ideile părinților și profesorilor noștri. Învățăm limba, valori esențiale, modalități de gândire și felul în care ne comportăm printre oameni. Ni se lent cultura epocii noastre. Mințile ne sunt deschise în cel mai înalt grad și, din acest motiv, Experiențele noastre sunt mai intense și asociate cu emoții puternice. Pe măsură ce trec câțiva ani și creștem, devenim conștienți de colegii noștri de generație, de cei care au aproximativ aceeași vârstă și care trec prin același proces de asimilare a bizarei lumii în care am fost aruncați la naștere. Deci trăim aceeași realitate ca toți ceilalți, o privim dintr-un unghi special, cel al unui copil, mai slab din punct de vedere fizic. Mai neajutorat și dependent de adulți. Din această perspectivă, universul adulților poate părea destul de străin, căci nu pricepem foarte bine ce îi motivează sau care sunt grijile ori preocupările celor mari. Privim adeseori ceea ce părinții noștri ar putea să ia în serios drept ceva comic sau bizar. Poate că urmărim aceleași forme de divertisment ca ei, dar privim din unghiul unui copil cu puțină experiență de viață. Nu avem încă puterea de a influența această lume, dar începem să o interpretăm în propriul mod, pe care îl împărtășim cu cei de aceeași vârstă cu noi. Apoi, când ajungem la adolescență sau poate mai devreme, devenim conștienți că facem parte dintr-o generație de tineri cu care ne putem identifica. Creăm legături cu ei prin modul în care privim lucrurile și prin simțul similar al umorului pe care l-am dezvoltat, de asemenea tindem să avem idealuri comune despre ce înseamnă, printre altele, să ai succes și să fii col. În acești ani, trecem inevitabil printr-o perioadă de rebeliune, încercând să ne descoperim propria identitate, diferită de cea a părinților. Acest lucru ne face să fim profund sensibili la aparențe, la stiluri și la trenduri. Dorim să demonstrăm că aparținem tribului nostru generațional, care are propriul aspect și propriul fel de a se comporta. Adeseori, în acești ani trecem printr-o tendință sau un eveniment hotărător. Poate fi un război major, un scandal politic, o criză financiară sau o perioadă economică înfloritoare. De asemenea, poate fi vorba despre inventarea unei forme noi de tehnologie care are un impact profund asupra relațiilor sociale. Deoarece suntem foarte tineri și impresionabili, asemenea evenimente au o influență decisivă asupra personalității generaționale în formare făcându-ne prudenți sau însetați de aventură. În mod faiersc, privim asemenea evenimente hotărătoare foarte diferit de părinții noștri, care sunt afectați mai profund. Și, pe măsură ce devenim mai conștienți de ce se petrece pe pământ, ajungem adesea să considerăm ideile și valorile părinților noștri nefiind foarte adecvate pentru propriul mod de experimentare a realității. Ceea ce ne-au spus sau învățat nu mai pare la fel de relevant și tânjim după idei mai apropiate de experiența noastră. În această primă fază a vieții, modelăm o perspectivă generațională. Este un tip de mentalitate colectivă, absorbind cultura predominantă în același timp cu colegii de generație. Și, în general, deoarece suntem prea tineri ca să înțelegem sau să analizăm această perspectivă. Nu suntem conștienți de formarea ei, și de felul în care influențează ce vedem și modul în care interpretăm evenimentele. Apoi, când ajungem la 20 de ani, și apoi la 30, intrăm într-o nouă fază a vieții și trecem printr-o transformare. Acum suntem într-o poziție în care ne asumăm o anumită putere, modificând cu adevărat această lume în funcție de propriile valori și idealuri. Pe măsură ce progresăm în muncă, începem să influențăm cultura și politica. Ne ciocnim inevitabil de vechea generație care a deținut puterea, care insistă asupra propriului mod de acțiune și de evaluare a evenimentelor. Mulți dintre cei din vechea generație ne consideră de multe ori imaturi, simpliști, slabi, nedisciplinați, răsfățați, confuzii și, fără doar și poate, nepregătiți să preluăm puterea. În anumite perioade, Cultura tânără este atât de puternică încât ajunge să domine cultura în ansamblul ei, în anii 1920 în anii 1960, de pildă. În alte perioade, generația vârstnică din poziții de conducere este mult mai dominantă, iar influența celor care au trecut de 20 de ani și se maturizează este mai puțin notabilă. În orice caz, într-o măsură mai mare sau mai mică, între aceste două generații și perspectivele lor are loc o luptă, o Apoi, când ajungem la 40 de ani, la mijlocul vieții, și ne asumăm multe dintre rolurile de conducere din societate, începem să observăm o generație mai tânără care luptă pentru propria putere și poziție. Membrii ei ne judecă acum și consideră că stilul și ideile noastre sunt irelevante. La rândul nostru, începem să-i criticăm, descriindu drept imaturi, simpliști, Slabiet putem începe să ne gândim că lumea se degradează cu repeziciune. Valorile pe care noi le găsim foarte importante, ne mai având importanță pentru acest grup tânăr. Când judecăm în această manieră, nu suntem conștienți că reacționăm conform unui tipar care a existat de cel puțin 3000 de ani. Există o inscripție pe o placă babiloniană din lut ce datează din jurul anului 1000 hâru, care spune: Tineretul de azi este stricat. Răutăcios, păcătos și trândav. Nu va fi nici când ca tineretul de altă dată, și nu va fi niciodată în stare să ne apere cultura. Găsim plângeri similare în toate culturile și în toate epocile istorice. Credem că judecăm generația tânără într-o manieră obiectivă, dar nu facem altceva decât să cedăm în fața unei iluzii a perspectivei. Este de o potrivă adevărat că simțim o anumită invidie ascunsă față de tinerețea lor și deplângem pierderea adolescenței noastre. Când vine vorba despre schimbările generate de tensiunile dintre cele două generații, putem spune că majoritatea provin din partea celor tineri. Sunt mai nestatornici, în căutarea propriei identități, mai sensibili la grup și la modul în care se integrează. Până când o asemenea generație tânără ajunge la 30, 40 de ani, vor fi modelat lumea cu schimbările lor și îi vor fi conferit un alt aspect și un aer distinct de cel propus de părinții lor. În mod faiersc, examinând orice generație, vom observa variațiuni în cadrul ei. Găsim indivizi mai agresivi decât alții, tind să fie lideri, sunt cei care percep stilurile și tendințele epocii și primii care le exprimă. Le este mai puțină teamă să se rupă de trecut și să sfideze vechea generație. Danton ilustrează acest tip. De asemenea, găsim un grup mult mai amplu de adepții ai acestora, care nu sunt la fel de agresivi, dar li se pare mai palpitant să fie în pas cu tendințele, să ajute la modelarea și la promovarea lor. În cele din urmă, găsim rebelii, acele tipuri care își sfidează generația și se definesc ca persoane care merg împotriva curentului. Printre aceștia se numără biatnicii din anii 1950 sau tinerii din anii 1960, care au gravitat în direcția politicilor conservatoare. Putem spune despre aceste tipuri rebele că sunt niște indivizi la fel de marcați de generația lor ca toți ceilalți, dar invers. De fapt, o mare parte din același spirit al generației poate fi detectat în adâncurile acestei versiuni inversate, de pildă. Aci tineri din anii 1780 care s-au adunat în jurul aristocrației și în apărarea monarhiei au simțit adeseori o iubire foarte romantică față de vechea orânduire. Tinerii conservatori din anii 1960 erau la fel de moralizatori, fanatici idealiști în valorile lor inversate ca majoritatea. Inevitabil, mentalitatea generațională îi domină pe toți din interior, indiferent de modul în care fiecare încearcă să reacționeze împotriva ei nu putem păși în afara momentului istoric în care ne-am născut. Cucetând asupra acestei mentalități, trebuie să încercăm să gândim din perspectiva unei personalități colective sau a ceea ce vom numi spirit. Generația noastră a moștenit de la părinți și din trecut anumite valori importante și moduri de a privi lumea care rămân incontestabile. În orice clip însă, oamenii dintr-o generație nouă se află în căutarea ceva mai plin de viață și mai relevant, ceva care se exprime ce este diferit, ce se modifică în prezent. Acest simț față de ce se mișcă și evoluează în momentul de față. Spre deosebire de ce este moștenit din trecut, este spiritul colectiv, natura lui neobosită și cercetătoare. Nu poate fi descris cu ușurință în cuvinte. Este mai degrabă o dispoziție, un ton emoțional, o cale prin care oamenii se raportează unii la ceilalți. Acesta este motivul pentru care putem de multe ori să asociem spiritul generațional cu stilul ei muzical dominant sau cu o tendință artistică ori cu o stare de spirit surprinsă în literatura sau filmele generației respective. De pildă, nimic nu surprinde mai bine spiritul nebunesc și ritmul frenetic al anilor 1920 decât jazzul și sunetul metalic al saxofonului, care era în vogă. Acest spirit se va modifica pe măsură ce generația noastră trece prin diverse etape ale vieții. Felul în care ne raportăm ca generație la lume este diferit când trecem de 50 de ani față de cel de la 20. Circumstanțele, evenimentele istorice și îmbătrânirea vor transforma acest spirit. Dar cum se întâmplă cu orice individ? Ceva din personalitatea generațională rămâne intact și transcende ani celebra generație pierdută a anilor 1920, cu celebrele flapers și geizul ei sălbatic, a avut obsesii și trăsături vizibile în deceniul respectiv, petreceri nebunești, alcool, sex, bani și succes, precum și o atitudine cinică, neliniștită față de viață. Îmbătrânind, membrii ei au renunțat la căutarea unora dintre acele plăceri, dar în ultimii lor ani de viață au continuat să-și exprime opiniile destul de dur cinic și să fie materialiști și insolenți. Cei din generația Baby Boomers, care au ajuns la maturitate în anii 1960, au manifestat un idealism intens și o predilecție pentru a critica și a face morală. Tind să-și mențină astfel de caracteristici, dar idealurile și motivele care fac obiectul moralei lor s-au schimbat. Așa cum generația noastră posedă un anumit spirit, putem spune același lucru despre epoca în care trăim, care în general cuprinde patru generații în viață în același timp. Contopirea acestor generații, tensiunile dintre ele și ciocnirile care se produc adesea creează ceea ce vom numi spiritul epocii sau ceea ce este cunoscut în mod comun drept zeitgeist. De pildă, dacă ne gândim la anii 1960, nu putem separa starea de spirit a culturii tinere puternice din acea perioadă de opoziția și de consternarea pe care le-au provocat în rândul celor mai în vârstă, Dinamica și spiritul acelor vremuri au izvorât din interacțiunea dramatică a două perspective diferite. Pentru a observa acest lucru în experiența noastră, gândiți-vă la trecut, la perioadele în care deveniserăți conștient de lume, acum cel puțin 20 de ani, dacă sunteți îndeajuns de matur. Fiind detașat, puteți reflecta asupra modului diferit în care ați perceput acele vremuri, atmosfera, modul în care interacționau oamenii. Gradul de tensiune din societate. Spiritul acelei epoci nu se vede doar în tendințele și în moda diferite de cele din prezent, ci și într-un aspect social și colectiv, o stare de spirit generală sau un sentiment care plutește în aer. Chiar și diferențele din modă și arhitectură, culorile populare, aspectul automobilelor vorbesc despre un spirit care însăflețește aceste schimbări și opțiuni spiritul respectiv poate fi caracterizat drept nebunesc și deschis, cu oameni care tânjesc după interacțiuni sociale, sau poate fi destul de încorsetat și prudent, cu oameni predispuși să se conformeze și să fie hipercorecți. Poate fi cinic sau dătător de speranțe, învechit sau creativ. Trebuie să fiți în stare să evaluați spiritul clipei prezente având un sentiment similar de distanțare și să observați cum se încadrează generația dumneavoastră în schema de ansamblu a istoriei, conferindu-vă o impresie a direcției înspre care s-ar putea îndrepta lucrurile. Tipare generaționale De la începuturile istoriei scrise, anumiți scriitori și gânditorii au intuit un tipar al istoriei umane. Probabil că marele învățat islamic din secolul al XIV-lea Ibn Khaldun a fost primul care a formulat această idee prin teoria că istoria pare să se miște în patru acte, corespunzând celor patru generații. Prima generație este cea a revoluționarilor care se rup radical de trecut, stabilind noi valori, dar provocând deopotrivă haos prin încercările lor. De multe ori, din această generație fac parte lideri sau profeți importanți care influențează direcția Revoluției și își lasă amprenta asupra ei. Urmează o a doua generație care tânjește după ordine. Continuă să simtă înflăcărarea Revoluției, fiindcă au trăit-o la o vârstă foarte fragedă, dar doresc să stabilizeze lumea, creând convenții și dogeme. Cei din a treia generație, având o legătură directă redusă cu fondatorii Revoluției. Sunt mai puțin pasionali în privința ei. Sunt pragmatici. Vor să rezolve problemele și să facă viața cât mai comodă cu putință. Nu sunt atât de interesați de idei, cât mai degrabă de construcția lucrurilor. Pe parcurs, tind să epuizeze spiritul Revoluției originale. Predomină preocupările materiale, iar oamenii pot deveni individualiști. Urmează a patra generație care simte că societatea și-a pierdut vitalitatea, dar reprezentanții ei nu sunt siguri ce anume ar trebui să o înlocuiască. Încep să pună sub semnul întrebării valorile pe care le-au moștenit, unii devenind destul de cinici. Nimeni nu mai știe în ce să creadă. Izbucnește o criză. Apoi apare generația revoluționară, care, unită prin convingeri noi, distruge într-un final vechea o iar ciclul continuă. Această revoluție poate fi radicală și violentă sau poate fi mai puțin intensă, constând în simpla apariție a unor valori noi. Deși acest tipar are fără doar și poate variațiuni și nu este o știință, observăm de-a lungul istoriei o mare parte din această secvențialitate. Cea mai notabilă este apariția celei de-a patra generații și a crizei valorilor care îi se asociază. Această perioadă este de multe ori cea mai chinuitoare epocă în care se poate trăi. Noi, oamenii, simțim o nevoie profundă să credem în ceva, iar când începem să ne îndoim de vechea organizare și simțim un vid în valorile noastre, putem să o luăm raznă. Tindem să ne agățăm de noi credințe trâmbițate de șarlatanii și de demagogii care prosperă în asemenea epoci. Căutăm țapii spășitori pentru toate problemele care apar și pentru nemulțumirea tot mai răspândită. În lipsa unei credințe unificatoare de care să ne prindem și care să ne liniștească, devenim triboli, bazându-ne pe un grup redus cu aceleași afinități care să ne confere un sentiment de apartenență. Adeseori, într-o perioadă de criză, observăm formarea unui subgrup în rândul celor care se simt deosebit de anxioși și de încărcați de resentimente din cauza ordinii distruse. De multe ori, e vorba despre oamenii care s-au simțit oarecum privilegiați în trecut haosul și schimbările viitoare amenințând ceea ce aceștia au considerat că li se cuvine. Se agață de trecut, doresc să se întoarcă în cine știe ce epocă de aur pe care și-o pot aminti vag și să împiedice orice revoluție. Sunt pierduți, deoarece ciclul nu poate fi oprit, iar trecutul nu poate fi adus înapoi în chip miraculos. Pe măsură ce perioadele de criză se pierd și încep să se contopiască cu epoca revoluționară, Detectăm adeseori niveluri crescute de entuziasm, căci cei tineri și dornici de noutate pot simți schimbările viitoare pe care le-au pregătit în felul lor. Se pare că acum trecem printr-o asemenea perioadă de criză, cu o generație care o experimentează într-o etapă importantă a vieții. Deși nu putem cunoaște cât de aproape suntem de finalul acestei epoci, aceste perioade nu durează niciodată prea mult, deoarece spiritul uman nu le va tolera. Un sistem unificator de credințe este în gestație, și sunt generate valori inedite pe care nu le putem întrezări încă. La baza acestui tipar stă un ciclu continuu care izvorăște din reacția generațiilor față de dezechilibrele și erorile generației anterioare. Dacă ne întoarcem cu patru generații în urmă, putem observa cu claritate acest lucru. Începem cu generația tăcută. Copilărind în perioada Marii Crize și maturizându-se în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și în perioada postbelică, au devenit destul de prudenți și de conservatori, prețuind stabilitatea, confortul material și integrarea strânsă în cadrul grupului. Următoarea generație, Baby Boomers, a considerat conformistul părinților destul de sufocant. Dezvoltându-se în anii 1960 fără să fie bântuită de asprele realități financiare ale părinților, această generație a prețuit exprimarea personală, aventurile și idealismul. A urmat generația X, marcată de haosul anilor 1960 de scandalurile sociale și politice ulterioare. Maturizându-se în anii 1980-1990, a fost pragmatică și conflictuală, punând preț pe individualism și încredere în propriile puteri. Această generație a reacționat împotriva ipocriziei și a caracterului nepractic al idealismului părinților. Aceasta a fost urmată de generația milenialilor. Traumatizați de terorism și de criza financiară, au reacționat împotriva individualismului generației anterioare, tânjind după siguranță și muncă în echipă, cu o antipatie fățișă față de conflict și confruntare. Din aceste lucruri putem deduce două lecții importante. Mai întâi, Valorile noastre vor depinde adeseori de punctul în care ne aflăm în acest ciclu și de felul în care generația noastră reacționează împotriva dezechilibrelor specifice generației anterioare. Pur și simplu, n-am fi aceleași persoane care suntem azi, cu aceeași atitudine și aceleași idealuri, dacă ne-am fi născut în anii 1920 sau în anii 1950 și nu mai târziu. Nu suntem conștienți de această influență esențială deoarece este mult prea apropiată de noi pentru a o observa. Cu siguranță, în această situație intră în joc și spiritul individual, iar în măsura în care ne putem cultiva unicitatea, vom dobândi putere și abilitate pentru a controla spiritul epocii. Dar este esențial ca mai întâi să recunoaștem rolul generației căreia îi aparținem în formarea noastră și locul în care această generație se încadrează în tipar. În al doilea rând, observăm că generațiile nu par capabile decât să reacționeze și să se deplaseze în direcție opusă față de generația anterioară. Poate că acest lucru se întâmplă deoarece în tinerețe se formează o perspectivă generațională, într-o perioadă în care suntem mai nesiguri și mai predispuși să vedem lumea în alb și negru. O cale de mijloc, o formă echilibrată de alegere între valori și tendințe ale generației anterioare care ar putea fi bune sau rele. Pare contrară naturii noastre colective. În schimb, acest ciclu continuu are un efect util. Dacă o generație ar duce pur și simplu mai departe tendințele celei de dinaintea ei, probabil că ne-am fi distrus de multă vreme. Imaginați-vă că generațiile care au urmat nebuniei din anii 1920 sau 1960 ar fi continuat în acel spirit, sau că generația care i-a urmat celei din anii 1950 ar fi rămas la fel de conservatoare și de conformistă. Ne-am fi sufocat din cauza stagnării sau a exprimării excesive a sinelui. Poate că ciclul duce la dezechilibre, dar ne și asigură revitalizarea. Uneori, Schimbările generate într-o perioadă revoluționară sunt destul de neînsemnate și nu supraviețuiesc ciclului respectiv. Alteori, însă, după o criză puternică, o revoluție creează ceva nou care durează secole și reprezintă progresul către valori care sunt mai raționale și mai empatice. Analizând acest tipar istoric, trebuie să recunoaștem ce pare să fie un spirit uman general, care transcende orice epocă și ne face să ne continuăm evoluția. Dacă, dintr-un motiv oarecare, ciclul s-ar întrerupe, am fi pierduți. Sarcina dumneavoastră ca elev în domeniul naturii umane este triplă: în primul și cel mai important rând, trebuie să vă transformați atitudinea față de propria generație. Ne place să ne imaginăm că suntem autonomi și că valorile și ideile noastre provin din interior, nu din afară, dar în realitate lucrurile nu stau astfel. Obiectivul este să înțelegeți într-o măsură cât mai mare profunzimea influenței spiritului generației și a epocii în care trăiți asupra modului în care percepeți lumea. De obicei, suntem hipersensibili când vine vorba despre generația noastră. Perspectiva ni s-a format încă din copilărie, pe când eram mai vulnerabil ca oricând și cream legături emoționale cu cei de seamă cu noi auzim adesea o generație mai tânără sau mai în vârstă critic în dune și, în mod firesc, devenim defensivi. Când vine vorba despre deficiențele sau dezechilibrele generației noastre, tendința noastră este să le considerăm virtuți. De pildă, dacă am crescut în sânul unei generații care era mai temătoare și mai prudentă, e posibil să ne ferim de responsabilități majore, cum ar fi să deținem o casă sau o mașină, vom interpreta acest lucru drept dorință de libertate sau de a ajuta mediul înconjurător, ne fiind dispuși să ne înfruntăm temerile care stau la baza acestui fenomen. Nu ne putem înțelege generația în același mod în care pricepem un adevăr științific, cum ar fi caracteristicile unui organism. Este ceva viu în noi toți, iar înțelegerea ne este afectată de propriile emoții și prejudecăți. Ce trebuie să faceți este să încercați să atacați problema, eliberându-vă de judecăți și de atitudini moralizatoare, și să deveniți cât mai obiectiv. Personalitatea generației dumneavoastră nu este nici pozitivă, nici negativă, este pur și simplu un rezultat al procesului organic descris mai sus. Considerați-vă un arheolog care sapă în propriul trecut și în cel al generației din care faceți parte căutând artefacte și observații pe care le puteți pune cap la cap pentru a avea o imagine a spiritului ei subiacent. Când vă examinați amintirile, încercați să o faceți distanță în vă oarecum de ele, chiar și când retrăiți emoțiile pe care le-ați simțit la momentul respectiv. Surprindeți-vă în timpul procesului inevitabil de emitere a judecăților pozitive sau negative legate de generația dumneavoastră sau de cea următoare și scăpați de ele. Prin antrenament, Puteți dezvolta o asemenea abilitate. Crearea unei atitudini de acest gen va juca un rol important în dezvoltarea dumneavoastră. Prin conștientizare și detașare, puteți deveni mai mult decât un imitator sau un rebel împotriva generației dumneavoastră, vă puteți modela relația în funcție de spiritul epocii, devenind un formidabil creator de tendințe. A doua sarcină este să creați un profil al personalității generației căreia îi aparțineți, în așa fel încât să îi puteți înțelege spiritul din prezent și să-l valorificați. Nu uitați că întotdeauna există nuanțe și excepții. Căutați trăsăturile comune care semnalează un spirit de ansamblu. Puteți începe prin a examina evenimentele hotărătoare care s-au petrecut în anii de dinainte să intrați în câmpul muncii și care au jucat un rol important în formarea personalității. Dacă această perioadă cuprinde în jur de 22 de ani, se întâmplă adeseori să existe mai multe evenimente decisive în intervalul respectiv. De pildă, în SUA, în cazul celor care s-au maturizat în anii 1930, au existat criza, apoi izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Pentru Baby Boomers, au existat războiul din Vietnam, apoi Watergate și scandalurile politice de la începutul anilor 1970. Cei din generația X erau copii în timpul Revoluției Sexuale și adolescenții în epoca puștanilor cu cheia decât. Pentru mileniali, au existat 11 septembrie 2001 și craul din 2008. În funcție de vârstă, ambele evenimente vă influențează, dar unul mai mult decât celălalt, cel care a avut loc mai aproape de perioada de formare dintre 10 și 18 ani, când ați conștientizat lumea și v-ați dezvoltat valorile esențiale. Unele epoci, cum sunt anii 1950, pot fi perioade de stabilitate relativă la graniță cu stagnarea. Acest lucru va avea la rândul lui un efect puternic, gândindu-ne la neastâmpărul minții umane, mai ales în rândul tinerilor, care vor ajunge să tânjească după aventură și să agite lucrurile. De asemenea, trebuie să introduceți în ecuație progrese tehnologice sau invenții majore care modifică felul în care interacționează oamenii. Încercați să cartografiați ramificațiile acestor evenimente hotărătoare. Fiți deosebit de atent la efectul pe care l-ar fi putut avea asupra tiparului de socializare specific generației din care faceți parte. Dacă e vorba de o criză majoră, va tinde să-i facă pe cei din generația dumneavoastră să caute confortul și siguranța, prețuind echipa și dragostea, fiind intoleranți față de confruntare. O perioadă de stabilitate, lipsită de evenimente. Vă va face să gravitați către ceilalți în căutarea aventurii, a experimentelor comune, uneori aproape de nesăbuință. În general, veți tinde să observați un stil de socializare specific celor apropiați de vârsta dumneavoastră, mai evident între 20 și 30 de ani. Căutați baza acestui lucru. Aceste evenimente mai importante vor avea efect asupra felului în care priviți succesul și banii, și vor influența ce prețuiți mai mult statutul social și avuția sau valori mai puțin materiale precum creativitatea și exprimarea personală. Felul în care cei din generația dumneavoastră privesc eșecul într-un proiect sau în carieră va fi destul de grăitor. Este un stigmat rușinos sau este considerat a face parte dintr-un proces antreprenorial, va chiar o experiență pozitivă. Puteți aprecia acest lucru și în funcție de perioada în care ați intrat în câmpul muncii ați simțit presiunea de a începe să faceți bani imediat sau ați trăit o perioadă de explorare a lumii și de aventură, stabilizându-vă după ce ați împlinit 30 de ani. Completând acest profil, analizați stilurile de educație ale celor care v-au crescut, permisiv, excesiv de autoritar, neglijent sau empatic. Celebrul stil permisiv al celor care și-au crescut copiii în anii 1890 a ajutat la formarea atitudinii nebune, lipsite de griji a generației pierdute din anii 1920. Aci părinți care au fost profund afectați de anii 1960 au sfârșit adesea prin a fi destul de egocentrici și cumva nepăsători față de copiii lor, care n-au avut cum să nu se simt alienați, ba chiar furioși din acest motiv. Părinții excesiv de protectori vor modela o generație care se teme să iasă din zona de confort. Aceste stiluri educaționale sunt ciclice. În general, copiii protejați în exces nu devin părinți foarte grijulii. Proprin părinți ar putea să fi fost o excepție de la stilul predominant, dar veți observa amprenta acestei personalități asupra celor de aceeași vârstă cu dumneavoastră, care va deveni foarte limpede în adolescență și după 20 de ani. Fiți deosebit de atent la eroi și la simbolurile unei generații, cei care manifestă calitățile pe care ceilalți doresc pe ascuns să le fi avut. Sunt adesea tipurile care capătă celebritate în cultura tânără, rebelii, antreprenorii de succes, guru, activiști. Aceștia indică noile valori în formare. În mod asemănător, examinați tendințele și modiele care vă cuprind dintr-o dată generația, de pildă, Brusca popularitatea monedelor digitale. Nu luați ca atare aceste tendințe, ci studiați-le spiritul subiacent, atracția subconștientă către anumite valori sau idealuri pe care le dezvăluie. Pentru această analiză, nimic nu este neînsemnat. Asemenea unui individ, orice generație va tinde să aibă o latură inconștientă, umbrită a personalității ei. Un semn bun al acestui lucru poate fi descoperit în umorul fiecarei generații. Prin umor, oamenii își eliberează frustrările și își exprimă inhibițiile. Umorul poate tinde spre irațional, spre ceva îndrăzneț, va chiar agresiv. O generație ar putea să pară mai degrabă pudică și corectă, dar umorul ei să fie grosolan și necuvincios. Este umbra care se strecoară la suprafață. În acest context, veți dori să aruncați o privire asupra relației dintre genuri specifice generației din care faceți parte. În anii 1920-1930, bărbații și femeile încercau să-și concilieze diferențele dintre ei, să socializeze cât mai mult în grupuri mixte. Simbolurile masculine erau adesea destul de feminine, precum Rudolf Valentino. Simbolurile feminine aveau o pronunțată nuanță masculină sau androgină, de pildă Marlene Dietrich și Josefine Bacher comparați această perioadă cu anii 1950 cu ruptura bruscă și destul de intensă dintre genuri, care a scos la iveală o separare și un disconfort subconștient față de tendințele transgen pe care le simțim cu toții. Examinând umbra generației dumneavoastră, nu uitați că tendința ei către o extremă, materialism, spiritualitate, aventură, siguranță, maschează o atracție ascunsă către opusul ei generația care s-a maturizat în anii 1960 părea de interesată de lucrurile materiale. Valorile ei principale erau spirituale și lăuntrice, fiind spontană și aparent autentică, toate acestea ca reacție față de părinții materialiști. În străfundurile acestui spirit însă, putem detecta o atracție secretă față de latura materială a vieții prin dorința de a avea mereu ce e mai bun dintre toate, cel mai nou sistem de sonorizare, drogurile de cea mai bună calitate, hainele cele mai hippie. Această atracție a fost dezvăluită pe deplin în timpul perioadei UPU de la finele anilor 1970 începutul anilor 1980. După ce ați acumulat toate aceste cunoștințe, puteți începe să formați un profil general al generației dumneavoastră, unul complex și organic, asemenea fenomenului în sine. A treia sarcină, așadar, este să extindeți aceste cunoștințe către ceva mai cuprinzător, încercând mai întâi să puneți cap la cap ce ar putea fi considerat spirit al epocii. În acest sens, examinați îndeosebi relația dintre cele două generații dominante, adulții tineri și cei de la mijlocul vieții. Indiferent cât de apropiați ar putea să pară părinții și copiii acestor generații, există întotdeauna o tensiune latentă și o doză de resentiment și de invidie. Există diferențe firești între valorile lor și modurile în care privesc lumea. Veți dori să examinați această tensiune și să stabiliți care generație tinde să domine, precum și modul în care această dinamică a puterii s-ar putea transforma. De asemenea, veți vrea să observați în care componenta tiparului istoric mai amplu s-ar putea încadra generația dumneavoastră. Această conștientizare de ansamblu vă va aduce câteva beneficii importante. De pildă, Perspectiva generațională tinde să creeze o anumită miopie. Fiecare generație înclină către un anumit dezechilibru, reacționând împotriva celei anterioare. Privește și judecă totul în funcție de anumite valori pe care le consideră mai importante decât altele, și își cenzurează mintea față de alte posibilități. Putem fi deopotrivă idealiști și pragmatici. Putem prețui în aceeași măsură munca în echipă și spiritul individualet că aveți multe de câștigat examinând lumea din perspectiva părinților sau a copiilor dumneavoastră, adoptând chiar unele dintre valorile lor. Sentimentul că generația din care faceți parte este superioară este o simplă iluzie. Această conștientizare vă va elibera blocaje și năluciri mentale, făcându-vă mintea mai fluidă și mai creativă. Veți fi în stare să vă modelați propriile valori și idei, nemai fiind într-o asemenea măsură un produs al epocii. Prin conștientizarea spiritului general al epocii, veți înțelege și contextul istoric. Veți înțelege direcția spre care se îndreaptă lumea. Veți putea anticipa ce e pe cale să se întâmple. Având informațiile respective. Vă puteți pune în practică spiritul individual și veți ajuta la modelarea acestui viitor care acum se află în gestație. Și, simțindu-vă profund conectat la lanțul neîntrerupt al istoriei, cunoscându-vă rolul în marea dramă istorică, veți simți calmul care va face mai suportabil tot ce vi se întâmplă în viață. Nu reacționați exagerat față de lucrurile scandaloase ale epocii. Nu vă pierdeți mințile în fața ultimelor tendințe. Sunteți conștient de ciclul care tinde să îndrept lucrurile într-o direcție diferită după o perioadă. Dacă vă simțiți nedaptat vremurilor, veți ști că zilele rele se vor termina și că veți avea un rol important în materializarea următorului val. Nu uitați că astăzi este mai important ca niciodată să aveți aceste cunoștințe din două motive. În primul rând, în pofida oricăror sentimente antiglobale care fac ravagii în lume. Tehnologia și rețelele sociale ne-au unit în moduri inalterabile. Asta înseamnă că oamenii dintr-o generație vor avea mai multe în comun cu cei din aceeași generație din alte culturi decât cu generațiile mai bătrâne din propria țară. Această stare de fapt fără precedent înseamnă că spiritul epocii este globalizat mai direct ca niciodată, astfel cunoașterea lui este cu atât mai esențială și mai puternică. În al doilea rând, din cauza acestor schimbări îndrăznețe inițiate de inovațiile tehnologice, ritmul s-a întețit, creând o dinamică anume ce se îndeplinește de la sine. Tinerii se simt aproape dependenți de această iuțeală și tânjesc după mai multe schimbări, fie ele și banale. Odată cu acest ritm grăbit apar mai multe crize, lucru care nu face altceva decât să urgenteze procesul. Ritmul va tinde să vă amețească și să vă facă să pierdeți perspectiva. Ați putea crede că o transformare neînsemnată este revoluționară, și, astfel, să ignorați adevărata schimbare deschizătoare de drum, care este în plină desfășurare. Nu veți fi capabil să țineți pasul, cu atât mai puțin să anticipați ce ar putea să urmeze. Doar conștiința generațională și perspectiva istorică senină vă vor permite să țineți sub control astfel de vremuri. Strategii pentru valorificarea spiritului vremurilor. Pentru a profita la maximum de pe urma spiritului epocii, trebuie să porniți de la o premisă banală: sunteți un produs al vremurilor, la fel ca oricine altcineva, generația în care v-ați născut v-a modelat gândurile și valorile, indiferent dacă sunteți conștient sau nu de asta. Astfel, dacă simțiți vreo frustrare profundă față de modul în care se desfășoară lucrurile în lume sau în privința generației anterioare, ori dacă aveți impresia că din cultură lipsește ceva, Puteți fi aproape sigur că și alți oameni care fac parte din generația dumneavoastră simt același lucru. Și dacă sunteți cel care dați ascultare acestui sentiment, munca dumneavoastră va avea ecou în rândul generației și va ajuta la modelarea spiritului epocii. Având aceste lucruri în minte, trebuie să puneți în practică o parte sau chiar toate strategiile următoare. Împotriviți-vă trecutului. Este posibil să simțiți o nevoie profundă să creați ceva nou și mai relevant pentru generația din care faceți parte, dar trecutul va exercita aproape întotdeauna o atracție puternică, sub forma valorilor părinților pe care le-ați interiorizat de la o vârstă fragedă. Inevitabil, sunteți puțin temător și confuz. Din acest motiv, ați putea intra să acționați, indiferent ce faceți sau spuneți iar nesupunerea dumneavoastră la vechile obiceiuri va tinde să-și piardă din entuziasm. În schimb, trebuie să vă străduiți să mergeți în direcție opusă. Folosiți trecutul și valorile sau ideile lui ca pe niște chestiuni cărora să vă împotriviți cu multă forță, recurgând la orice sentiment de furie pe care l-ați putea simți pentru a vă fi de ajutor în acest sens rupeți-vă cât mai îndrăzneți și mai clar de trecut. Exprimați ce este tabu, spulberați convențiile la care aderă vechea generație. Toate acestea vor entuziasma și vor atrage atenția oamenilor din aceeași generație, mulți dorind să vă urmeze exemplul. Tocmai prin faptul că a fost foarte îndrăzneț și sfidător la adresa vechii generații, Contele de Essex a reprezentat spiritul nou și încrezător al Angliei de după invazia armadei și a devenit preferatul generației sale. Vedeți capitolul 15 pentru mai multe detalii în această privință. Danton a căpătat putere prin modul radical în care a sfidat monarhia și a instigat la crearea Republicii. În anii 1920, dansatoarea africano-americană Josefine Baker ilustra noul spirit al spontaneității în rândul generației pierdute prin punerea în scenă unor interpretări cât mai descătușate și mai șocante cu putință. Printr-o ruptură profundă față de imaginile fostelor prime doamne și față de obișnuitul lor comportament sfios, Jacqueline Kennedy a devenit simbolul noului spirit la începutul anilor 1960. Mergând mai departe în această direcție, creați un șoc al noului și stârniți dorințe în rândul celorlalți care așteaptă să se facă cunoscuți. Adaptați trecutul la spiritul prezent. După ce ați identificat esența spiritului epocii, este o strategie înțeleaptă să descoperiți o perioadă sau un moment analog în istorie. Frustrările și rebeliunile generației dumneavoastră au fost fără doar și poate simțite într-o anumită măsură de o generație anterioară și au fost exprimate dramatic. Liderii unei asemenea generații trecute își fac auzite coul de-a lungul istoriei și capătă o nuanță mitică pe măsura trecerii timpului. Asocindu-vă cu acele figuri sau vremuri, puteți conferi o greutate suplimentară oricărei mișcări sau inovații promovați. Preluați o parte dintre simbolurile și stilurile cu încărcătură emoțională din acea perioadă istorică și adaptațiile, lăsând impresia că ce încercați în prezent este o versiune perfecționată și progresistă a ce s-a petrecut odinioară. Când faceți asta, gândiți în termeni grandioși, mitici. Danton și-a asociat imaginea cu cea a lui Cicero ale cărui discursuri și acțiuni în favoarea Republicii Romane și împotriva tiraniei și-au găsit ecoul faiersc în rândul multor cetățeni francezi și-au conferit misiunii lui Danton greutatea trecutului antic. Cineastul Akira Kurosawa a readus la viață universul samuraiului, atât de celebru în cultura japoneză, dar l-a recreat în așa fel încât să facă observații chipzuite despre problemele și starea de spirit ale Japoniei postbelice. Când a candidat la președinție, John F. Kennedy a dorit să fie vestitorul unui nou spirit american care să depășească lâncezeala anilor 1950. A numit programele pe care avea să le inițieze în noi frontiere, asociindu și ideile cu spiritul de pionierat impregnat în mentalul american. Această imagistică a devenit o componentă solidă a șarmului său. Reînviați spiritul copilăriei. Aducând la viață spiritul primilor ani de viață, umor, evenimente istorice importante, stiluri și produse ale epocii. Starea pe care o aveați fiind influențat de toate acestea. Veți avea acces la un public vast format din cei care au experimentat similar anii respectivi. A fost o perioadă de mare intensitate emoțională și, recreând-o într-o anumită formă, dar reflectând-o prin ochii unui adult, munca dumneavoastră își va găsi ecoul în rândul celor din aceeași generație. Trebuie să recurgeți la această strategie doar dacă simțiți o conexiune deosebit de puternică cu copilăria. În caz contrar, tentativa de a-i recrea spiritul va părea ternă și artificială. Nu uitați că nu aveți drept obiectiv recrearea cu adevărata a trecutului, ci surprinderea spiritului acestuia. Pentru a avea putere reală, trebuie să facă trimitere la o anumită chestiune sau problemă din prezent, să nu fie doar nostalgie lipsită de noimă. Dacă inventați ceva, încercați să actualizați și să incorporați stiluri din perioada copilăriei într-o manieră subtilă, valorizând atracția subconștientă pe care o simțim față de acea epocă timpurie a vieților noastre. Creați noua configurație socială. Face parte din natura umană să tânjim după mai multă interacțiune socială cu cei cu care simțim că avem o afinitate. Veți dobândi întotdeauna o putere uriașă creând o formă nouă de interacțiune care îi atrage pe cei din generația dumneavoastră. Organizați un grup pentru a discuta despre idei sau valori noi care plutesc în aer ori despre tehnologia de ultimă oră care vă permite să strângeți la oaltă într-o manieră inedită oameni care gândesc la fel. Eliminați intermediarii care obișnuiau să ridice obstacole ce împiedicau asocierile neîngrădite dintre oameni. În această nouă formă de grup, este oricând înțelept să introduceți anumite ritualuri care să îi unească pe membrii, precum și unele simboluri cu care să se identifice. Observăm multe asemenea exemple în trecut, acele salons din Franța secolului al XVII-lea, unde bărbații și femeile puteau să converseze liber și deschis, loele franmasonilor din Europa viacului al XVIII-lea, cu ritualurile lor secrete și cu aerul lor subversiv bodegile clandestine și cluburile de jazz din anii 1920, unde atmosfera sugera că totul este permis, sau, mai recent, platformele și grupurile online sau adunările de tip flash mob. Când recurgeți la această strategie, gândiți-vă la elementele represive din trecut de care oamenii tânjesc să se elibereze. Ar putea fi o perioadă de corectitudine ridicolă, de puritanism de conformism excesiv sau de supraevaluare a individualismului și a egoismului care apare în urma lui. Grupul pe care îl înființați va permite înflorirea unui nou spirit, va chiar va trezi emoția pe care o simțim când încălcăm taburi din trecut legate de corectitudine. Subminați spiritul Este posibil să descoperiți că sunteți în dezacord cu o parte din spiritul generației dumneavoastră sau cu epoca în care trăiți. Poate că vă identificați cu o tradiție din trecut care a fost înlăturată sau poate că aveți valori diferite din cauza temperamentului individual. Oricare ar fi motivul, nu e niciodată înțelept să țineți predici sau lecții de morală ori să condamnați spiritul vremurilor. Nu veți face altceva decât să vă marginalizați. Dacă spiritul epocii este asemenea unui val sau a unui curent, e preferabil să găsiți o cale de a-l orienta discret, în loc să luptați împotriva lui veți avea mai multă putere și eficiență dacă veți acționa din interiorul lui, subminându-le, de pildă, creați ceva, o carte, un film, orice produs, care arată și e perceput ca actual, ba chiar într-o măsură exagerată. Dar presărați-le cu idei și cu un spirit care sunt în vea diferite, care atrag atenția asupra unor valori din trecut pe care le preferați sau ilustrează o altă modalitate de a vă raporta la evenimente ori de a le interpreta, ajutând la relaxarea cadrului generațional strict prin care oamenii privesc lumea. După al doilea război mondial, mari designeri de modă europeni au simțit dispreț pentru piața americană care domina planeta. Le displăceau cultura populară emergentă și vulgaritatea ei. Creatoarea de modă Coco Chanel pusese întotdeauna accentul pe eleganță în creațiile ei și, fără îndoială, împărtășeau parte din această antipatie dar s-a îndreptat în direcția opusă celorlalți designeri ai vremii, a acceptat noua putere a femeilor americane și le-a satisfăcut dorința de a se îmbrăca cu haine mai puțin pretențioase și mai comode. Bucurându-se de încrederea lor și adresându se direct, Chanel a căpătat o mare putere de a modifica subtil gusturile americane, prezentând tot mai mult din adevărata ei sensibilitate și conferind o anumită eleganță creațiilor eficiente pe care le adorau femeile din Statele Unite. În acest fel, a ajutat la orientarea spiritului epocii în modă, anticipând schimbările de la începutul anilor 1960. Aceasta este puterea care derivă din a folosi spiritul epocii, spre deosebire de a acționa împotriva lui. Continuați să vă adaptați! Spiritul specific generației dumneavoastră s-a creat în tinerețe, o perioadă de intensitate emoțională pe care ne-o amintim adesea cu drag. Problema cu care vă confruntați este că, pe măsură ce îmbătrâniți, tindeți să rămâneți blocat în valori, idei și stiluri ce au marcat această perioadă. Pentru cei mai tineri, deveniți un soi de caricatură a trecutului. Modul în care gândiți nu mai evoluează. Timpurile vă lasă în urmă, determinându-vă să vă agățați și mai strâns de trecutul care este singura dumneavoastră ancoră. Și pe măsură ce trec anii și tot mai mulți tineri ocupă scena publică, publicul vi se împuținează. Nu se pune problema să renunțați la spiritul care v-a marcat, o sarcină oricum destul de imposibilă. Încercarea de a imita stilurile tinerei generații nu va avea alt efect decât să vă facă să păreți grotesc și lipsit de autenticitate. Trebuie să vă modernizați spiritul, să adaptați, poate, o parte dintre valorile și ideile generației tinere care vă atrag, căpătând un auditoriu nou și extins prin contopirea experienței și a perspectivei dumneavoastră cu schimbările care se produc, transformându-vă într-un hibrid neobișnuit și plin de farmec. Pentru regizorul de film Alfred Hitchcock, deceniul care l-a format și a modelat activitatea a fost cel al anilor 1920, când a intrat în industrie și și-a început meseria. În filmele mute cel mai mult conta perfecționarea limbajului vizual pentru a spune o poveste. Hitchcock a deprins arta utilizării ungurilor și a mișcării pentru a face publicul să simtă că e în mijlocul poveștii. N-a renunțat niciodată la obsesia față de limbajul vizual de-a lungul celor șase decenii în care a activat ca regisor, dar și-a adaptat continuu stilul la ochelarii colorați în vogă în anii 1950 la filmele de acțiune și de groază populare în anii 1960-1970. Spre deosebire de alți regizori în vârstă, care fie nu mai erau deloc actuali, fie se străduiau să imite stilul din perioada respectivă, Hitchcock a creat un hibrid între trecut și prezent. Acest lucru a conferit ultimelor sale filme o profunzime extraordinară, Deoarece a introdus adaptări ale filmelor sale de la începutul carierei. Poate că filmele lui au fost pe placul publicului larg, dar ce le-a făcut unice au fost aceste straturi de inovații încastrate pe peliculă. O asemenea profunzime va avea întotdeauna un efect ieșit din comun asupra oricărui public, căci opera dumneavoastră va părea să depășească însuși timpul. Omul dincolo de viață și de moarte. Noi, oamenii. Suntem maestri ai transformării tuturor lucrurilor pe care le atingem. Am modificat mediul înconjurător potrivit intereselor noastre. Ne-am transformat dintr-o specie fragilă din punct de vedere fizic în animalul social predominant, cel mai puternic dintre toate, mărindu-ne și reconfigurându-ne creierele. Suntem neobosiți și nesfârșit de inventivi. Dar un aspect pare să ne sfideze puterile transformaționale timpul ne naștem și ne cufundăm în fluxul vieții, iar fiecare zi ne poartă mai aproape de moarte. Timpul este liniar, înaintând mereu, și nu putem face nimic pentru a-l ține în loc trecem prin diverse etape ale vieții, ce ne marchează în funcție de tipare pe care nu le putem controla. Trupurile și mințile încetinesc și își pierd elasticitatea tinerească. Privim neputincioși cum tot mai mulți tineri umplu scena vieții, dându-ne la o parte. Ne-am născut într-o epocă istorică și într-o generație pe care nu ne-am ales-o și care pare să determine o mare parte din ce suntem și ce se întâmplă cu noi. În relație cu timpul, natura noastră activă este neutralizată și, deși nu percepem conștient acest lucru, neputința noastră în această privință se află la baza anxietății și a crizelor noastre de depresie. Însă, privind îndeaproape felul în care experimentăm timpul, putem remarca un lucru ciudat. Trecerea orelor sau a zilelor se poate modifica în funcție de starea noastră de spirit și de împrejurări. Un copil și un adult trăiesc timpul foarte diferit. Pentru primul, timpul se mișcă destul de lent, pentru celălalt, mult prea repede. Când suntem plictisiți, timpul pare fără conținut și se oprește în loc, când suntem entuziaști și ne distrăm, ne-am dori să-l putem încetini. Când suntem calmi și meditativi, chiar dacă trece lent, Timpul pare de plin și mulțumitor. Acest lucru înseamnă, în general, că timpul este o creație a omului, o modalitate de a-i măsura trecerea pentru propriile scopuri, iar felul în care experimentăm această invenție artificială este destul de subiectiv și de schimbător. Avem puterea de a-l încetini sau de a-l grăbi conștient. Relația noastră cu timpul este mai maleabilă decât credem deși nu putem opri procesul de îmbătrânire și nici nu putem sfida realitatea suprema a morții, putem altera felul în care le experimentăm, transformând ce este dureros și deprimant în ceva foarte diferit. Putem simți că timpul este mai degrabă ciclic decât liniar. Putem chiar să pășim în afara curentului și să percepem forme ale temporalității. Nu trebuie să rămânem blocați în influența exercitată de generația noastră și de perspectiva ei deși acest lucru ar putea să pară o iluzie. Putem da ca exemplu diverse personalități istorice, Leonardo da Vinci Johann Wolfgang von Goethe, care și-au depășit conștient epoca și și-au descris experiența transformată asupra timpului. Este un ideal, unul pe care natura noastră activă ni-l permite și pe care merită să încercăm să-l îndeplinim într-o oarecare măsură. Iată cum putem aplica această abordare activă în patru aspecte fundamentale ale timpului. Etapele vieții. Pe măsură ce trecem prin etapele vieții, tinerețe, vârstă adultă, vârstă mijlocie și bătrânețe, observăm câteva schimbări care ne sunt comune. În tinerețe, experimentăm viața mai intens. Suntem mai emoționali și mai vulnerabili. Cei mai mulți tindem să fim concentrați spre exterior, preocupați de ce ar putea să gândească oamenii despre noi și de felul în care ne integrăm. Suntem mai sociabili, dar predispuși comportamentului prostesc și ipocriziei. Îmbătrânind, intensitatea se reduce, mințile noastre având tendința să se fixeze pe anumite idei și credințe convenționale. Încetul cu încetul, devenim mai puțin preocupați de ce cred oamenii despre noi și, astfel, concentrați mai mult spre interior. În aceste etape, dobândim uneori o distanță față de viață, autocontrol și, Poate, înțelepciune în urma acumulării experienței. Avem puterea de a renunța sau de a tempera aspectele negative care însoțesc frecvent anumite etape ale vieții, într-o manieră care sfidează însuși procesul îmbătrânirii. De pildă, când suntem tineri, putem limita influența grupului asupra noastră și să nu mai fim atât de interesați față de ce gândesc sau fac ceilalți. Putem să ne concentrăm mai mult înspre interior, să ne armonizăm mai mult cu unicitatea noastră putem să creăm conștient acea distanță interioară care apare natural odată cu trecerea anilor, să reflectăm mai profund asupra experiențelor, să învățăm lecții de pe urma lor și să dezvoltăm o anume înțelepciune. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, ne putem strădui să ne păstrăm calitățile tinerești care pălesc adesea odată cu anii. De pildă, putem recăpăta o parte din curiozitatea naturală pe care o aveam în copilărie, Descotorosindu-ne de înfumurarea și de atitudinea totștiutoare de care ne lăsăm cuprinși. Continuăm să privim lumea printr-un cadru proaspăt, fiind circumspecți față de valori și preconcepții, determinându-ne mințile să fie mai fluide și mai creative. În acest context, putem învăța o nouă abilitate sau putem studia un domeniu inedit pentru a simți din nou bucuria de a învăța ceva nou. De asemenea, Putem medita asupra unora dintre experiențele mai intense din tinerețe, întorcându-ne în acele clipe prin intermediul imaginației și conectându-ne mai profund cu ceea ce suntem. Putem simți intensitatea tinerească revenind într-o anumită măsură în experiențele noastre din prezent. O parte din motivul pentru care devenim mai puțin sociabili odată cu trecerea anilor este faptul că ajungem să fim mai critici și mai intoleranți cu capriciile oamenilor ceea ce nu ne îmbogățește experiența vieții. Putem modifica și acest lucru ajungând să înțelegem mai profund natura umană și acceptând oamenii așa cum sunt. Îmbătrânirea are o componentă psihologică și se poate dovedi o profeție auto -împlinită. Ne spunem că devenim înceți și că nu mai putem face lucrurile pe care reușeam să le îndeplinim odinioară. Dar acționând în funcție de aceste gânduri, intensificăm procesul de îmbătrânire. Ceea ce ne deprimă și ne face să încetinim ritmul și mai mult. Îl putem lua ca exemplu pe Benjamin Franklin, care s-a îndreptat în direcția opusă, provocându-și constant mintea și trupul odată cu trecerea timpului, și despre care se spune că și-a păstrat o încântătoare atitudine copilărească și jovială cu mult după ce trecuse de 70-80 de ani. Generațiile actuale. Obiectivul în acest caz ar fi să fiți mai puțin un produs al epocii și să căpătați abilitatea de a vă transforma relația cu generația din care faceți parte. O modalitate importantă de a face acest lucru constă în asociere activă cu oameni din generații diferite. Dacă sunteți mai tânăr, încercați să interacționați mai mult cu cei mai în vârstă. Pe unii dintre aceștia, care par să aibă un spirit cu care vă puteți identifica, îi puteți păstra ca mentori sau exemple de urmat. Față de ceilalți vă purtați ca și cum ați face parte din aceeași generație. Nu vă simțiți superior sau inferior, ci sunteți deosebit de atent la valorile, ideile și perspectivele lor care vă ajută să le îmbogățiți pe ale dumneavoastră. Dacă sunteți mai în vârstă, inversați această idee, interacționând activ cu cei dintr-o generație mai tânără, nu ca părinte sau figură cu autoritate, ci ca egal. Le absorbiți spiritul, modul diferit de gândire și entuziasmul. Îi abordați plecând de la ideea că aveți lucruri de învățat de la ei. Interacționând autentic cu cei din generații diferite, creați o legătură unică, aceea dintre oameni care trăiesc în aceeași epocă. Acest lucru nu va face altceva decât să vă intensifice înțelegerea spiritului vremii. Generațiile din trecut. Când ne gândim la istorie tindem să redăm trecutul printr-o caricatură neînsăflețită și insipidă. Poate că ne simțim aroganți și superiori față de epoci trecute deoarece ne concentrăm asupra celor aspecte ale istoriei care indică idei și valori retrograde, fără să ne dăm seama că generațiile viitoare vor face la fel față de noi, văzând ce dorim să vedem. Sau proiectăm în trecut idei și valori din prezent, care au puțină legătură cu felul în care oamenii priveau lumea atunci. Le negăm propria perspectivă generațională, o chestiune pe care o observăm cel mai limpede în filme istorice, în care oamenii vorbesc și acționează exact ca noi, doar că sunt îmbrăcați în costume de epocă. Sau, pur și simplu, ignorăm istoria, imaginându-ne că nu are nicio relevanță pentru experiența din prezent. Trebuie să scăpăm de noțiuni și de prinderi atât de absurde. Nu le suntem atât de superiori celor din trecut precum ne place să ne imaginăm, Vedeți capitolele anterioare despre iraționalitate, limitare, invidie, grandomanie, conformism și agresivitate. Există momente culturale în istorie care au fost superioare epocii noastre din punctul de vedere al democrației participative, al gândirii creative sau ale efervescenței artistice. Au existat și perioade în care oamenii au avut o înțelegere mai profundă a psihologiei umane și un spirit realist revigorant care, prin comparație, ne-ar face să părem de-a dreptul naivi. Deși natura umană rămâne o constantă, cei din trecut s-au confruntat cu alte circumstanțe, grade diferite de tehnologizare și au avut cu totul alte valori și convingeri care nu sunt neapărat inferioare. Valori care reflectau condițiile lor diferite și pe care le-am fi împărtășit și noi. Cel mai important lucru, însă, trebuie să pricepem că trecutul nu este sub nicio formă mort. Nu apărem pe lume ca niște foi albe, rupți de milioanele de ani de evoluție. Tot ce gândim și experimentăm, cele mai intime gânduri și credințe ale noastre sunt modelate de strădaniile generațiilor din trecut. Multe dintre modurile în care ne raportăm la lume astăzi provin din schimbări de mentalitate produse cu multă vreme în urmă. Oameni care sacrifică absolut totul pentru o cauză retrăiesc o schimbare a valorilor inițiată de primii creștini din secolul I, cei care au revoluționat mentalitatea dedicându-și viețile unui ideal. Ori de câte ori ne îndrăgostim și idealizăm persoana iubită, retrăim emoțiile pe care trubadurii din secolul al XII-lea le-au răspândit în lumea occidentală. Un sentiment care nu mai existase niciodată până atunci. Ori când prea emoțiile și spontaneitatea în detrimentul intelectului și al efortului retrăim ceea ce mișcările romantice din secolul al XVIII-lea au adus prima oară în psihologia noastră. Nu suntem conștienți de toate astea, dar în prezent suntem produsul tuturor schimbărilor din gândirea și psihologia umane. Transformând trecutul în ceva neînsăflețit, nu facem altceva decât să negăm ce suntem. Ne pierdem rădăcinile și devenim barbari, separați de natura noastră. Trebuie să vă modificați radical relația cu istoria, revitalizând-o în interiorul dumneavoastră. Începeți prin a alege o epocă oarecare din trecut, una care vă entuziasmează deosebit dintr-un motiv oarecare. Încercați să recreați spiritul acelor vremuri, să pătrundeți în experiența subiectivă a personajelor despre care citiți, folosindu-vă de imaginația activă. Priviți lumea prin ochii lor folosiți cărți excelente scrise în ultima sută de ani pentru a vă ajuta să vă faceți o părere despre viața cotidiană din anumite perioade. În literatura unei epoci puteți detecta spiritul predominant. Romanele lui F. Scott Fitzgerald vă vor transmite o imagine mult mai însăflețită a epocii jazzului decât orice carte academică despre acest subiect. Renunțați la orice tendințe de a emite judecăți sau de a face morală. Oamenii își trăiau prezentul într-un context care pentru ei avea sens, trebuie să înțelegeți acest lucru din interior. În acest fel, vă veți simți diferit în ce vă privește. Conceptul de timp se va extinde și vă veți da seama că, dacă trecutul trăiește în dumneavoastră, ce faceți astăzi și lumea în care existați va continua să trăiască și să vă influențeze viitorul, conectându-vă la spiritul uman colectiv. În acest moment, Faceți parte din acest lanț neîntrerupt. Iar asta poate fi o experiență amețitoare, o stranie aluzie la imortalitate. Viitorul. Putem înțelege efectul nostru asupra viitorului în cel mai clar mod prin relația pe care o avem cu copiii noștri sau cu tinerii pe care îi influențăm ca profesori sau mentori. Această influență va persista ani la rând după ce noi vom dispărea. Dar munca noastră Lucrurile pe care le creăm și pe care le aducem drept contribuție societății, poate exercita o putere și mai mare și poate deveni parte dintr o strategie conștientă de a comunica cu cei din viitor și de a influența. Gândind în acest mod, vom putea transforma cu adevărat ce spunem sau facem. Fără îndoială, Leonardo Da Vinci a urmat o asemenea strategie. A încercat permanent să și închipuie cum ar putea arăta viitorul. Trăind în el prin intermediul imaginației. Putem observa o dovadă a acestui lucru în schițele posibilelor invenții ale viitorului, pe unele dintre ele, de pildă mașinile zburătoare, încercând chiar să le creeze. De asemenea, a reflectat profund asupra valorilor de care oamenii ar putea fi atașați în viitor și care nu existau în epoca sa. De exemplu, a simțit o simpatie adâncă pentru animale și a considerat că au suflete, o credință care pe atunci era practic nemai uită. Acest lucru l-a impulsionat să devină vegetarian și să elibereze păsările prinse în colivii ce se vindeau la piață. A privit natura ca un întreg, inclusiv oamenii, și și-a imaginat un viitor în care asemenea convingere va fi împărtășită. Marea feministă, filosofă și romancieră Mario olstone Craft credea că noi, oamenii, Putem cu adevărat să creăm viitorul prin modul în care ni-l imaginăm în prezent. Ea și a trăit scurta viață imaginându-și un viitor în care drepturile femeilor și, mai important, puterea rațiunii lor erau egale cu ale bărbaților. Gândirea ei a avut un efect profund asupra viitorului. Poate că unul dintre cele mai strani exemple este cel al lui Johann Wolfgang von Goethe, savant, romancier și filosof aspira la o cunoaștere universală, asemănătoare cu a lui Leonardo, în care a încercat să stăpânească toate formele de inteligență omenească, cufundându-se în toate epocile istorice, fiind capabil nu doar să întrezărească viitorul, ci și să comunice cu locuitorii acestuia. A reușit să anticipeze teoria evoluționistă cu decenii înaintea lui Darwin. A prevăzut multe dintre marile tendințe politice ale secolelor XX și XX, inclusiv unificarea finală a Europei după al doilea război mondial. Și-a imaginat multe dintre progresele tehnologiei și efectele pe care aceasta le-ar avea asupra spiritului nostru. A fost o persoană care a încercat activ să trăiască în afara timpului său, iar puterile sale profetice erau legendare printre apropiații lui. În cele din urmă, este posibil ca uneori să simțim că ne-am născut în epoca greșită, că suntem în dezacord cu vremurile în care trăim. Cu toate astea, suntem prinsi în acest prezent în care trebuie să trăim. În asemenea caz, această strategie a nemuririi ne poate aduce puțină ușurare. Suntem conștienți de ciclurile istoriei și de modul în care pendulul se mișcă, iar timpurile se vor schimba, poate după ce noi nu mai suntem. În acest fel, putem privi spre viitor, simțind o legătură cu cei care vor trăi mult după aceste clipe îngrozitoare putem să ne adresăm acestora, transformându-i într-o parte a publicului nostru. Într-o zi, vor citi despre noi sau ne vor parcurge cuvintele, iar conexiunea se va stabili în ambele direcții, demonstrând abilitatea suprema a omului de a-și depăși timpul și caracterul definitiv al morții. Defectele omului sunt căpătate din epoca lui, virtuțile și măreția îi aparțin. Johann Wolfgang von Goethe